Bună dimineața tuturor, dragii mei, pacea Domnului, și vă spun un bun venit la străjerul în această dimineață. Îi mulțumim lui Dumnezeu că încă mai putem să ne mai reîntâlnim. Așteptăm până se va monta internetul și toate aceste lucruri ca să putem să fim din nou împreună, exact cum eram înainte. Sunt puține ocazii în care să ne putem întâlni. Aș fi vrut să transmit, la fel cum transmiteam înainte, problema este că pe telefon mi se termină de multe ori internetul, nu am posibilitatea pentru a transmite de fiecare dată și de aceea păstrez internetul pentru școala de sabat ca să putem să ne întâlnim din nou împreună. Vreau să salut pe Petra Palic, pacea Domnului, Costel Petrovici, Petru Olaru, Anastasia Lupu, Veronica Mihai, Seră Soltana, Alina Daniela, pacea Domnului și bine ați venit cu noi în această dimineață. Îi salutăm și pe ceilalți în egală măsură, chiar dacă ne-au lăsat un comentariu, și le spunem un bun venit și lor la școala de sabat. Domnul să binecuvânteze pe fiecare dintre dumneavoastră, să-l ajute să înțeleagă că timpurile care le trăim sunt timpuri așa cum sunt ele, la care a trebuit să ne gândim bine înainte de a face anumite lucruri în viața noastră. Fiindcă timpurile sunt complicate, dragii mei. Pentru moment, această pauză și acest timp pe care l-avem pus la dispoziție, între ghilimele, este un timp între care este o liniște dinaintea furtunii. Dumnezeu este gata să vină în curând, Dumnezeu este gata. Problema cea mai importantă este că Dumnezeu așteaptă ca să-și pregătească un popor. Dumnezeu așteaptă ca fiecare dintre noi să ne trezim și să facem tot ceea ce este mai bine pentru noi, pentru mântuirea noastră, pentru lucrarea lui Dumnezeu, să facem tot ce este mai bine pentru a sluji pe Dumnezeu și pe semenii noștri. Eu știu că pentru moment se pare greu aceste lucruri, dar trebuie făcute. Mariana Burlacu, pacea Domnului, și bine ați venit cu noi în această dimineață. Domnul să binecuvânteze hotărârile pe care le vom lua după voia sa. În dimineața aceasta ascultam anumite lucruri prezentate de o soră de-a noastră și are dreptate în mare măsură la ceea ce se întâmplă. Vorbea despre problema filmelor, despre problema muzicii și anumite lucruri care acaparează. Mă scuzați. Care acaparează pe creștini în aceste timpuri. Aceasta este o unealtă foarte puternică a satanei, o unealtă care îi atrage pe creștini în plasa lui, care să-i țină departe de Dumnezeu. Mihai Livichi, pacea Domnului, și bine a venit cu noi în această dimineață. Mulțumesc, frate Petru Olaru, mulțumesc. Am răcit puțin, am lucrat, ieri am fost plecat pe la un frate, ne-a chemat ca să-l ajutăm să monteze un solar. Și am fost și l-am ajutat acolo, a fost puțin așa, după aceea am avut ceva treabă și m-a prins curentul. Olga Spiridon, Crina Munteanu, pacea Domnului, și bine ați venit cu noi în această dimineață. Și, dragii mei, oamenii în aceste timpuri sunt acaparați de lucruri care impresionează inima, care impresionează anumite atitudini pe care trebuie să le ia oamenii. Dar Dumnezeu spune că impresiile nu trebuie să fie puse în aplicare decât în conformitate cu o judecată clară, cu o judecată corectă, cu o judecată limpede și rațională înaintea lui Dumnezeu.
Problema este că noi oameni din timpurile acestea am devenit foarte mult sentimentaliști și nu oameni raționali și lucrul acesta este foarte greu. Cineva spunea zilele acestea că el se uită la filme din acestea religioase care îl impresionează foarte mult și îl face să plângă și îi dă lacrimile. Am văzut într-adevăr că ele sunt făcute în așa fel încât să miște sistemul emoțional. Lucian Dumitrașcu, cu pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și de aceea Dumnezeu zice ca noi să ne ferim de lucrurile acestea. Elena Târlea, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Ar fi mai bine ca noi să studiem din Cuvântul Lui Dumnezeu. Altcineva spunea că el pune la copii, la celălaltul, cu soția, privesc filme creștine, desene animate creștine și așa mai departe, pentru ca să învețe pe copii. Nu, noi nu putem să învățăm pe copii în felul acesta. Eugeniu Mincinoiu, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Cel mai bun ar fi ca noi să învățăm să studiem din Cuvântul Lui Dumnezeu. Am văzut de fiecare dată că indiferent ce vei face, indiferent cum vei lucra, indiferent în ce fel vei acționa, este doar atunci când citești. Cineva spunea că el studiază Cuvântul Dumnezeu, mărturiile, le pune în mașină și le ascultă. Nu, dragii mei, cartea, dai, notezi, tragi o liniuță în stânga, în dreapta, semnezi, notezi, vezi care este lucrurile, ce vrea Dumnezeu să înțelegi mai bine. Te mai întorci din nou înapoi, mai dai o atenție. Nu este același lucru. Lucrul cel mai important este atunci când tu studiezi și cauți lucrurile acestea. De aceea oamenii ajung de multe ori ca să ajungă de la filmele acestea și muzica aceasta emoțională, să ajungă să ascultă muzică care n-are nimic de a face cu Dumnezeu, la filmele acestea religioase, să treacă la filme indiene, la telenovele și la tot felul de lucruri care nu au de a face cu Dumnezeu. Maria Pop, pacea Domnului și bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci, dragul meu ascultător, noi trebuie în aceste timpuri să căutăm în așa fel încât să-L căutăm pe Dumnezeu mai bine ca niciodată. Fiindcă timpurile sunt așa tulburi, în spatele acestei liniști, între ghilimele, pentru o vreme, se pregătesc lucruri care ar trebui să ne dea de gândit. Sică Simeon, pacea Domnului și bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci vedeți dumneavoastră, dragii mei, toate aceste lucruri o să ne strice într-o bună zi confortul, pacea și liniștea dacă noi nu suntem ancorați bine de Dumnezeu. Tot ceea ce s-a făcut până acum, cu groaza aceasta care s-a băgat în oameni și teama, cu boala și epidemia și pandemia și plandemia, ce a fost lucrurile acestea, a speriat o parte din oameni. Pe unii, dacă n-a putut să-i sperie, Urei Steriana, pacea Domnului și bine ați venit cu noi în această dimineață, ne dă război, ne dă de celelalte, ca ei să poată să lucreze în pace și liniște ceea ce au de făcut ca oamenii să nu se trezească. Satana este destul de șmecher în timpurile acestea, are multă răbdare în perioada aceasta pe care moare pe pământul acesta ca să îi facă pe oameni să stea departe de Dumnezeu. Unii dintre noi, după ce vedem lucrurile acestea, mă întâlneam cu cineva zilele acestea și spunea, sunt speriat toată ziua când aud, văd în partea cealaltă la ucrainieni, oameni mor de foame, închiși, alții morți, pe la ruși că ăla este rău, ăla este bun, ăia îi condamnă. Pe partea altă, prețurile au început odată să explodeze foarte mult, dar ele n-au mai crescut atât de mult. Steliana, Livia, Alina și pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. N-au mai crescut atât de... au crescut odată și după aceea le-au oprit ca oamenii să se învețe și m-am uitat de fiecare dată că prețurile la benzină, la alimente și la celelalte cresc aproape săptămânal încetul cu încetul. Se pune câte 40 de bănuți, 20 de bănuți, 10 bănuți, 30 de bănuți, în așa fel încât vor ajunge la prețul pe care l-au stabilit. Gigi Nedeanu, pacea Domnului. De aceea, dragul meu ascultător, toate aceste lucruri sunt lucruri care se pregătesc pentru timpurile care ne stau în față. Timpuri în care ni se va strica tot confortul, toată pacea, toată liniștea și toate lucrurile acestea de care ne-am legat și ne-am ancorat pe pământul acesta. Vreau să trag înainte de a intra în lecțiunea noastră un semnal de alarmă pentru toți aceia care puteți și chiar dacă încă nu puteți, mai puteți face ceva prin rugăciune înaintea Lui Dumnezeu și prin deschiderea multe căi
că lucrurile care vor veni, vor veni lucruri grele. Ar trebui, dragii mei, ca fiecare dintre voi care mai locuiți încă la oraș sau în apropierea lor, luați-vă un teren departe, departe de aceste locuri. Luați-vă un teren unde puteți cultiva. Luați-vă un teren unde aveți ceva apă pe el, pom fructifer. Vor veni timpuri în care vom duce lipsă de multe lucruri, dar prin harul și binecuvântarea Dumnezeu, mulți dintre noi vom putea să rezistăm și să stăm în picioare cât va vrea Dumnezeu. Pe unii dintre noi Dumnezeu ne va trece la odihnă înainte de vreme. Pe mulți dintre noi Dumnezeu ne va întări să rămânem în picioare dacă îi vom fi credincioși și dacă vom asculta de Dumnezeu. Costel Dumitrașcu, cu pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci noi trebuie să facem lucrurile acestea. Costel Dumitrașcu spune pacea Domnului, Domnul vine, suntem gata. Nu suntem gata, frate Costel Dumitrașcu. Dacă am fi fost gata, Dumnezeu ar fi venit. Dacă am fi fost gata și am fi gata înaintea lui Dumnezeu, n-a mai fi preocuparea noastră alergarea după lucrurile care ar trebui să nu mai alergăm zi de zi. Și alergarea noastră ar fi să vorbim împotriva abuzurilor, să vorbim împotriva neadevărului, să vorbim împotriva restricționării libertății religioase, să vorbim transmițând solia și mesajul lui Dumnezeu așa cum este El. Că se predică de multe ori cuvântul lui Dumnezeu, dar nu este cuvântul lui Dumnezeu, este un cuvânt fals, este un cuvânt amestecat, este un cuvânt denaturat, este un cuvânt stricat. Și preocuparea noastră și alergarea noastră de zi cu zi arată de fiecare dată că noi nu suntem pregătiți. Credem că suntem pregătiți, dar nu suntem pregătiți. Cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă noi am înțelege și am vede de ceea ce vine peste noi, niciunul dintre noi n-ar rămâne în picioare și ar rămâne îngroziți pentru ceea ce vine. Niciunul dintre noi nu suntem pregătiți pentru ceea ce vine. Dumnezeu încă ne mai dă răgaz puțin. Vom discuta în dimineața aceasta despre rădăcinile lui Avram. Avram, ca să poată să fie pregătit, ca să fie părintele tuturor neamurilor, tuturor oamenilor, tuturor a ceea ce Dumnezeu a făgăduit, Dumnezeu a trebuit să-l separe. Mirela, Luca, Viorica, Nanu, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. A trebuit să-l separe, dragii mei. Câți dintre noi suntem separați de lume? Câți dintre noi suntem separați de lume? Nu de lume în felul acela pe care crede noi, izolați și să nu mai avem nimica cu lumea. Dumnezeu ne cheamă pentru o vreme, între ghilimele, la izolare, adică la părăsirea orașelor și lucrurilor din jurul orașelor. Elena Botezatu, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Să stăm deoparte pentru a ne pregăti, nu pentru a ne izola. De acolo să coborâm, să ieșim, să mergem să le spunem oamenilor, să stăm de vorbă cu ei, să ne formăm. Noi nu suntem pregătiți înaintea lui Dumnezeu nici măcar ca popor. Noi suntem dezbinați, noi suntem răi, noi avem problemele noastre pe care le avem fiecare de noi. Lucian Dumitrașcu spune, depindem de lume, depindem de Babilon. Se întâmplă lucrul acesta. Maria Hrândoveanu, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Noi depindem de lume, de lucrurile acestea, de Babilon, de tot ce este în jurul nostru. Noi nu depindem de Dumnezeu. Fiindcă eu depind de salariu, eu depind de serviciu, eu depind de așa și așa mai departe, dragii mei. Marius Ferraru, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Noi nu știm să ne mai rugăm pentru ca pământul să dea roade. Noi nu știm ca să mai depinde să mâncăm din mâna lui Dumnezeu. Serghei, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci noi nu suntem pregătiți, dragii mei, să trăim doar noi și Dumnezeu. Câți dintre noi vom vede în această dimineață suntem dispuși să facem, Ioana Dincă, pacea Domnului, câți dintre noi suntem dispuși în această dimineață să luăm o decizie să facem ceea ce spune Dumnezeu, la fel cum a făcut Avram. Și atunci putem să spunem că noi suntem pregătiți, atunci noi putem să spunem că suntem gata, atunci noi să spunem, putem să spunem că suntem pregătiți pentru revărsarea Duhului Sfânt, pentru sigilare și pentru multe alte lucruri. Aș vrea să văd și eu lucrurile acestea, dragii mei. Păi, dragul meu, eu vreau să te întreb. Dacă în timpurile acestea de libertate ți-e greu să te desprinzi de munca pe care ai făcut-o până în prezent,
Înțelegeți dumneavoastră? Sica Simeon spune, nu depinde de lume, depinde de Dumnezeu. Nu amestecați lucrurile cu lucrurile lui Dumnezeu. Câți dintre noi, frate Sica, vreau să vă întreb în această dimineață, câți dintre noi depindem de Dumnezeu? A, că-s lucrurile date de Dumnezeu, că Dumnezeu își revarsă pentru moment binecuvântarea și peste bun și peste cei răi? Înțelegeți dumneavoastră? Este total diferit. Este total diferit. Dar majoritatea dintre noi depindem dacă avem bani. Alergăm, dumneavoastră cu stupii, eu cu construcțiile, altul cu celălalt, ca să facem bani, ca să avem și pentru timpuri negre și pentru zile albastre și pentru și așa mai departe, dragii mei. Deci vedeți dumneavoastră, noi alergăm de fiecare dată. Vrem o casă mai mare, vrem o mașină mai bună, vrem un loc mai bun, vrem să fim mai aproape de orașe ca să putem să ne ducem să ne cumpărăm și să trăim mai nu știu cum. Nu vrem să stăm așa cum cere Dumnezeu. Cum depindem? Cum depindem, dragii mei? Ca să putem să fim așa cum spune Dumnezeu, trebuie să fim doar așa cum cere Dumnezeu. Vom vedea în dimineața aceasta. Haideți înainte de a intra în mesajul nostru din această dimineață să ne rugăm. Să ne rugăm, dragii mei, și pentru lista noastră de rugăciune, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze, să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină cât mai repede posibil. Înțelegeți dumneavoastră? Pentru a se trezi, pentru a ne trezi și pentru a face ceea ce trebuie să facem la timpul potrivit. Mă voi pleca pe genunchi. Bunule Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta la picioarele Tale în această dimineață să-Ți mulțumim din toată inima pentru că Tu ne iubești, pentru că Tu ne-ai dăruit viață, sănătate, ne-ai dat odihnă, pace, liniște și ne-ai trezit cu bine la zorii zilei. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, pentru momentele acestea în care noi putem să învățăm, în care ne putem trezi, în care Duhul Tău cel Sfânt poate să lucreze. Ajută-ne să ne deschidem inima ca să primim învățătura, sfatul și mustrarea din partea Ta. Ajută ca Duhul Sfânt să fie călăuzitorul nostru, să ne dea înțelepciune și pricepere în tot ceea ce facem, ca mintea noastră, gândirea noastră, vorbirea noastră, privirile noastre și tot ceea ce facem să fie sub călăuzirea Lui. Fă ca cuvântul Tău să pătrundă în noi, să aducă o transformare pentru formarea unui caracter pentru împărăția Ta. Te rugăm pentru lista de rugăciune, ca să fie în atenția Ta neîncetat. Am prezentat-o de fiecare dată și o prezentăm și acum, ca niciun suflet să nu piară, să rezolv problemele și nevoile lor și Tu să fii lături de ei după cum găsești cu cale. Îți mulțumim și predăm brațul Tău totul. Ajută-ne ca să ducem la îndeplinire și planul misionar pe care îl avem și lucrarea și planurile de tipărire de cărți pentru a duce solia mai departe. În numele Domnului Iisus am cerut acestea. Amin. Dragul meu, Domnul să ne ajute să înțelegem tot ceea ce trebuie înțeles cât încă se mai poate. Rodi Gavi, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Aș vrea, dragul meu ascultător, să-ți aduc la cunoștință că proiectul nostru pentru tipărirea de cărți continuă. Continuă, dragii mei, fiindcă pe fiecare zi ce trece, se pune iar din nou preț la tipărirea de cărți, costurile cresc mereu și mereu. Problema este că un timp destul de bun a mers foarte bine, toți am lucrat împreună și eu și dumneavoastră și mulți alții pentru a strânge fonduri, s-a tipărit, s-a lucrat foarte bine. Dar de la un timp de vreme, nu știu ce se întâmplă, nu judec pe nimeni, fiecare, dar fiecare a trebuit să-și facă socoteala cu privire la Dumnezeu, că lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie să stagneze, dragii mei. Ar trebui fiecare dintre noi, de fiecare dată, nu mult, că nu ne cere Dumnezeu mult, fiecare dintre noi, măcar o carte, două, să punem. Acum vrem să tipărim Biblia, să vedem până la urmă ce se va face, că crește din nou prețurile, era vorba să o facem la 10 lei, dacă Domnul ne va ajuta, dacă nu ne vom axa din nou să tipărim altă carte. Pe terenuri este lipsă de material. Noi de multe ori ne axăm pe lucruri și unii dintre noi, chiar dacă
am plecat, ne-am așezat undeva la țară, preocuparea noastră este în timpurile acestea să avem cât mai mult de mâncare. Mulți dintre noi suntem axați în timpurile acestea să ne facem lucruri pentru aprovizionări grele. Alții dintre noi vrem să avem multe recolte, mari solarii. Unii dintre noi ne gândim să facem solarii cu încălzire. Ferească Dumnezeu să nu ducem cumva lipsă și nu cumva să ni se împuțineze uleiul din cămară și să avem de lucru și să strângem. Dar pentru lucrarea lui Dumnezeu nu facem absolut nimica. Absolut nimica, dragii mei. Absolut nimica. Vreau să vă spun de multe ori, chiar dacă mai dăruim pe aici, pe acolo, câte ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu, este foarte puțin în comparație cu ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu a sacrificat totul, a făcut totul, a lăsat totul, a dăruit totul. Înțelegeți dumneavoastră, uite, fratele Marian Rășnoveanu spune, avem nevoie de cărți, avem mare nevoie, este mare nevoie. Dumnezeu ne cheamă și pe noi astăzi să dăm o mână de ajutor lucrării lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim și să punem înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm și să-i cerem lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, ce trebuie să fac, unde, cum, ce trebuie, pentru a putea să facem lucrarea aceasta care ne stă în față. Dragii mei, uitați-vă și priviți cu luare aminte că tot ceea ce se poate face astăzi cu 10 lei, mâine se va face cu 20, poi mâine cu 30. Problema cea mai mare este că nu vom avea să o facem cu 30. Dacă astăzi nu avem să o facem cu 10, mâine nu vom face cu 20, poi mâine nu vom face cu 30. Va veni timpul când vom vrea să facem. Vedeam de curând o experiență, era un video care nu știu dacă a fost faptă reală sau nu a fost faptă reală. Cineva spunea că este luată dintr-un personaj real și din viața reală a oamenilor. Spunea despre cineva că a alergat foarte mult, a muncit foarte mult, a strâns foarte mult. La un moment dat avea banii atât de mult cu valizele, cărea foarte mult. Într-o bună zi s-a îmbolnăvit și a mers la medic. Medicul spune, Doamnă, nu mai aveți mult de trăit. Femeia aceasta se duce acasă și ia o valiză sau două de bani, pacea domnului Denisa Stoionoiu, bine ați venit cu noi în această dimineață, și spune că ia două valize de bani și merge la medicul respectiv. Și spune, domn doctor, am înțeles ce ați vrut să spuneți. Uite, eu vă doresc aceste două valize cu bani ca să mă faceți bine. Și la momentul acela doctorul se întoarce către persoana respectivă și îi spune un singur lucru. Doamnă, dumneavoastră, cred că nu ați înțeles bine ce am vrut să vă spun. Eu am vrut să vă spun că nu mai aveți mult de trăit. Eu nu v-am vorbit de bani și nu am nevoie de banii noastre, fiindcă nu vă putem face nimic, ca banii nu ajută la nimic. Și la momentul respectiv, femeia respectivă a ieșit pe holurile spitalului și a desfăcut valizele de bani și le-a împrăștiat. Și a spus că tot ceea ce a alergat și tot ceea ce a muncit, tot ceea ce a făcut și toate preocupările ei, nu îi va putea aduce înapoi sănătatea. Și a irosit sănătatea pentru a câștiga bani și cu banii nu o poate cumpăra. Așa se întâmplă de multe ori, dragii mei. Noi trebuie să învățăm să trăim prin credință. Dumnezeu ne va da să mâncăm. Dumnezeu se va preocupa de noi. Dumnezeu va face tot ceea ce este pentru copiii săi ca să nu ducă lipsă de nimic. Nu vă preocupați pentru ziua de mâine. Nu vă îngrijorați și lăsați-L pe Dumnezeu. Dumnezeu zice că noi nu trebuie să ne strângem provizii pentru lungă durată. Noi trebuie să avem astăzi ce să punem pe mese. Dumnezeu va da la timpul potrivit. Fiindcă vor veni mâini violente, vor răpi totul, vor distruge totul și noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu cât încă se mai poate. De aceea vă spun, dragii mei, că trebuie să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Toți aceia care vreți să vă puneți în slujba lui Dumnezeu și să vă implicați în lucrarea lui Dumnezeu pentru a tipări cărți și a merge mai departe și a face tot ceea ce trebuie pentru Dumnezeu, vă puteți pune cu mine în contact, vă puteți găsi Liviu Bondoc, acolo aveți Messenger-ul unde puteți să-mi scriți și vă voi da adresa. Voi face, dragii mei, în așa fel încât să aduc înaintea dumneavoastră și un număr de telefon în care mă puteți găsi dacă vreți
să mă puteți contacta și haideți să ne implicăm cu toții în lucrarea lui Dumnezeu. Vă pun un număr de telefon, vă voi pune și pe cel de-al doilea, ca Domnul să ne ajute să putem să facem tot ceea ce trebuie în lucrarea lui Dumnezeu astăzi. Astăzi, dragii mei, fiindcă mâine nu va mai fi timp. Aveți numărul meu de telefon și mă puteți contacta și să ne putem implica în lucrarea lui Dumnezeu. Acum este momentul când Dumnezeu ne cere lucrul acesta fiecăruia dintre noi, dragii mei. Haideți să intrăm în lecțiunea noastră din această dimineață, rădăcinile lui Avram, să vedem ce spune Dumnezeu. Și spune că Dumnezeu l-a ales pe Avram ca trimis al său prin care să transmită lumii lumina. Înțelegeți dumneavoastră? Lumii lumina. Dumnezeu l-a ales pe Avram. Dumnezeu ne-a ales pe noi ca mișcare, ca popor. Ca noi să transmitem lumii lumina. Care lumină dacă noi nu ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu? Care lumină o transmitem noi lumii dacă noi nu ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu a venit la el prezentându-i nu perspective măgulitoare în această viață, un venit mare sau apreciere și onoare lumească. Deci Dumnezeu nu i-a promis lui Avram că îi va da un salariu mai mare, cu un câștig mai mare, o avere mai mare și cu toate acestea el le-a avut. Dumnezeu nu i-a promis că lui Avram o să-i dea țara făgăduită și promisă unde curge lapte și miere. E foarte, cum să vă spun eu dumneavoastră, e un mod de încercare a lui Dumnezeu și de credință pe care noi nu o înțelegem. Noi mergem astăzi prin credință cu Dumnezeu dacă Dumnezeu ne spune că ne va da. Mă duc și mă retrag din orașe sau în altă parte dacă Dumnezeu îmi va da. Cineva îmi spunea zilele acestea și spunea, eu vreau să mă mut acolo, dar dacă am un teren destul de mare unde să cultiv, dacă am un cumul de apă foarte mare, că aș vrea să fac solarii și să pun anumite lucruri și să fac, dacă nu, eu nu pot, că eu trebuie să rămân în locurile acestea. Păi, dragul meu, eu dacă mă retrag să fac ceva, eu fac că Dumnezeu spune, retrage-te și acolo tu vei putea, eu te voi binecuvânta. Lui Avram Dumnezeu i-a spus, retrage-te, ieși din țara ta, din casa tatălui tău, din familia ta, din rubedenia ta și te voi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Dar o voi da cui? Seminției tale. Pacea Domnului Eugen Dinu, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și spune, eu voi da seminției tale. Câți dintre noi suntem dispuși ca copiii noștri și nepoții noștri să aibă parte și să beneficieze de țara promisă de Dumnezeu prin lupta pe care o am eu și ascultarea mea față de Dumnezeu? Credeți că lui Avram i-a fost ușor să meargă prin pustiu și prin lumea aceasta? A fost nevoit la un moment dat Avram, a căzut și el, a fost om, să mintă că nevasta lui este sora lui. A fost nevoit să facă anumite lucruri, credința i-a fost pusă greu la încercare. Câți dintre noi suntem dispuși să lăsăm credința pe care zicem noi că avem credință să ne fie pusă la încercare? Maricica Pietrariu, pacea Domnului și bine ați venit cu noi în această dimineață. Câți dintre noi suntem dispuși astăzi și noi spunem că suntem dependenți de Dumnezeu și nu suntem dependenți de lume? Noi spunem de multe ori că noi avem credință și așteptăm ca Dumnezeu să vină. Câți dintre noi suntem dispuși să facem toate aceste lucruri? Credeți că aceste lecțiuni și învățături pe care Dumnezeu ni le spune din Sfânta Scriptură și Spiritul Profeției sunt venite la întâmplare? Eu nu cred, nimic pe pământul acesta nu se face
la întâmplare. Și tot ce se face pe pământul acesta se face sub mâna lui Dumnezeu și sub călăuzirea lui Dumnezeu, dragii mei. Să mergem mai departe. Mesajul divin pentru Avram a fost: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta, nu pe care ți-o voi da. Auziți și dumneavoastră ce spune cuvântul Dumnezeu? Și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Și săracul Avram a murit și n-a luat în stăpânire țara. Dar el, prin făgăduința lui Dumnezeu și prin credință, a crezut că vor primi urmașii lui țara aceasta. Înțelegeți dumneavoastră? Mai departe, patriarhul a ascultat. El și-a părăsit țara, căminul, rudele și toate plăcutele legături de societate din viața de mai înainte pentru a deveni un peregrin și un străin. Auziți ce spune? Păi cum să plec eu din oraș? Când am prieteni, când am rude, am servici, am cunoștințe. Mă mai rog și la Dumnezeu, dar apelez la cunoștințe. Mă mai rog și la Dumnezeu, dar mai dau ceva și lucrurile vor merge. Florentina, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Nu mă pot despărți. Am niște prieteni care m-am foarte bine cu ei de ani de zile, de când l-am cunoscut pe Dumnezeu de 30 de ani. Și ne înțelegem foarte bine. Și zic, măi omule, uite, trebuie să faci pasul acesta, trebuie să faci lucrarea aceasta, trebuie să faci... Uite, ieși, nu pot. Nu vrea tata, nu vrea frații, nu vor surorile, nu pot. Nu pot. Dar nu pot să plec, că încă mai am câțiva ani până ies la pensie și mai am servici. Zic, ai vechime pentru pensie. Am. Dar poți să faci lucrul acesta și Dumnezeu se va îngriji. Nu pot. Dar nu pot să stau acolo, că acolo nu este asfalt, trebuie să urci și coasta, trebuie să... Aici este asfalt, este aproape, mă duc la magazin repede, îmi cumpăr o pâine, mă duc și îmi cumpăr cutare, un suc, o Eugenie. Nu pot. Pentru noi valorează Dumnezeu cât o Eugenie. Pentru noi Dumnezeu valorează cât un suc. Pentru noi Dumnezeu valorează cât un frate și cât o soră. Pentru noi valorează Dumnezeu cât o pensie și cât un salariu. Dumnezeu valorează pentru noi cât un oraș. Dacă Dumnezeu este mai mare și este stăpân pe toate lucrurile, oare de ce lucrurile celelalte au valoare atât de mult înaintea lui Dumnezeu, mai mult decât Dumnezeu? Întreb și eu. De ce? Și noi spunem că trăim prin credință. Noi spunem că depindem de Dumnezeu și nu depindem de lume. Avram, la momentul acela când a fost chemat de Dumnezeu, a plecat. Avram ar fi putut să se gândească și să se întrebe care era planul lui Dumnezeu în privința aceasta. Dar el a arătat că era pe deplin încredințat că Dumnezeu îl conduce. Vorbeam de curând cu cineva și spunea că ar vrea și el să cumpere un teren, să se mute undeva. Pacea Domnului Ciorbă Ion și Marcela Negoi. Bine ați venit cu noi în această dimineață. Că aș vrea și el să se retragă undeva, să-și cumpere un teren și să fie bine și așa mai departe. Și încă Dumnezeu nu i-a arătat și Dumnezeu nu i-a vorbit. Și predică cuvântul lui Dumnezeu și l-ascultă cu mile. Dar încă Dumnezeu nu i-a vorbit. Noi așteptăm în timpurile acestea ca Dumnezeu să vină, să ne dea peste ochi sau să ne ia de păr sau mai știu ce să ne facă, să ne sune în urechi cu goarna ca să ne vorbească. De multe ori citim cuvântul lui Dumnezeu și nu-L auzim pe Dumnezeu că ne vorbește. De multe ori vrem să ne vorbească Dumnezeu, dar Dumnezeu nu ne vorbește Dumnezeu.
fiindcă noi studiem și ne informăm din altă parte, nu din Cuvântul lui Dumnezeu. Viorel Marcel Mălina și pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. De aceea, dragul meu, noi n-ar trebui să punem întrebări care este planul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne implicăm în planul lui Dumnezeu, Tomoioaga Ioana, pacea Domnului. Noi ar trebui să ne înrolăm în planul lui Dumnezeu, să ne implicăm, să ne includem în planul lui Dumnezeu, să-L lăsăm pe Dumnezeu. Dumnezeu știe mai bine tot ceea ce trebuie făcut în aceste timpuri. Și spune că El nu a întrebat dacă ținutul acela era plăcut și roditor și dacă acolo îi va fi ușor sau nu. El nu a întrebat dacă pământul acela va fi un pământ în care să-și crească turmele și să-și aranjeze familiile. El nu a întrebat niciodată dacă în ținutul acela va avea o legătură cu cei din jur, va avea autobuz, va avea asfalt, va avea lucruri unde să-și ducă copiii la facultăți. El nu a întrebat nimic ca lucrul acesta. Nastasia Androni, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și l-a spus, Doamne, acolo merg unde mă chemi. Noi de fiecare dată ne punem întrebări, fiindcă noi nu vedem planul lui Dumnezeu, cum este El, și noi vrem să vedem planul lui Dumnezeu, cum credem noi, cum ne dorim noi. Noi vrem ca Dumnezeu să se conformeze nouă și planurilor noastre, și atunci înseamnă că noi suntem oamenii credinței, oamenii care ascultăm de Dumnezeu, oameni care slujim pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu, voi nu sunteți oameni care mă slujiți, voi nu sunteți oamenii credinței, voi nu sunteți oameni care să rămână lângă Dumnezeu așa cum trebuie. O înțelegeți noastră? Noi trebuie să fim oameni doar atunci când noi nu întrebăm de ce Dumnezeu face lucrul acela și noi trebuie să ne supunem. Spune că El a plecat la porunca lui Dumnezeu. Aceasta este o lecție pentru fiecare dintre noi. El a plecat la porunca lui Dumnezeu. De câte ori nu dă Dumnezeu poruncă și strigă către poporul lui? Ieșiți afară din orașe. Ieșiți afară, luați-vă copiii, luați-vă familiile. Stați departe. Stați departe de toate aceste lucruri. Înțelegeți noastră? Fratele Sică zice, lăsați Babilonul și trăiți viața de credință doar cu Domnul Dumnezeu pentru ce vreți să pieriți pe calea lumii. Amin. Înțelegeți noastră? Câți dintre noi ascultăm porunca lui Dumnezeu? Pun și eu o întrebare. Poate pare de multe ori absurdă. Dar dacă noi am ascultat porunca lui Dumnezeu, fiecare dintre noi am fi acolo unde a dorit Dumnezeu de multă vreme. Stăteam de vorbă cu cineva zilele acestea și spunea, e greu, fratele meu, e greu că tu nu mai ai copii mici. Ca copiii mici să te preocupe, noi avem copii care sunt încă cu noi. Am vrea să plecăm, am vrea să ieșim, dar copilul nu vrea, fata nu vrea. Altul zice, am copii la facultate, tu nu mai știi ce sunt copiii aceia și nu mai vor copii. Mi-au zis copiii că nu vor mai pleca din Babilon și trebuie să stau aici cu ei, că mi se rupe inima. Să ți se rupă, frate și soră, inima și să plângi până ți-o veni rău, când a trebuit să-i scoți. N-ai vrut. Când a trebuit să-i scoți și să-i duci departe de Babilon, n-ai vrut, că ai iubit Babilonul și lucrurile din Babilon. N-ai ascultat porunca lui Dumnezeu, n-ai urmat-o, n-ai acceptat-o, n-ai primit-o, n-ai vrut să o înțelegi, ai tratat-o cu indiferență. Și acum e de vină Dumnezeu, sunt de vină copii, că dacă copilul îl vrea, eu aș pleca, el este, el mă ține în loc. Nu! Tu l-ai pregătit, tu l-ai zidit,
Tu l-ai construit, tu i-ai format un caracter. Copilul și-a format un caracter din necredința ta, din indiferența ta, din viața ta, din iubirea ta de lume, din iubirea ta de Babilon, din iubirea ta de bani, de câștig și de multe alte lucruri. Și acum ne plângem. Lot a plecat din Babilon, din Sodoma și Gomora, doar cu două fete. Și copiii ceilalți au rămas în Sodoma. A plecat cu inima frântă. Și după ce a ieșit de acolo cu cele două fete, a mai pierdut și nevasta pe drum datorită zăbovirii lui. Că dacă ar fi plecat dinainte de vreme și n-ar fi zăbovit, spune cuvântul lui Dumnezeu, n-ar fi rămas în calea lui fără soție. Fetele lui n-ar fi curvit cu tatăl lui și nu l-ar fi îmbătat, fiindcă a învățat din lucrurile Babilonului, din lucrurile Sodomei, din lucrurile lumii acesteia. Și spune că el era un neprihănit care își frământa sufletul pe zi ce trecea de nelegiurile care erau în Sodoma, dar datorită ezitării lui, datorită nehotărârilor lui. Înțelegeți dumneavoastră, s-a întâmplat lucrul acesta. Înainte ca Dumnezeu să îl poată folosi, Avram trebuia să fie despărțit de relațiile anterioare, astfel încât să nu mai fie controlat de influența omenească sau să se bazeze pe ajutorul omenesc. Aici spune Cristina Findez, bună dimineața, bine ați venit cu noi, după urăciune de minciună făcută de un bărbat să sufere toți, nu cred că este foarte corect, nici măcar corect. O minciună este gravă și denotă pervertirea caracterului, dar Dumnezeu nu denotă pervertirea caracterului, dar condamnarea nu este corect să o suporte oamenii din jur dacă ei nu au fost aceia care l-au sfătuit pe omul respectiv să recurgă la minciuni, nici soția, nici copiii, atunci părinții. Pacea Domnului, sora Mihaela, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci vedeți dumneavoastră, dragii mei, spune că Dumnezeu, ca să poată să-l folosească mai înainte de toate, l-a rupt, l-a separat, l-a despărțit. Înțelegeți dumneavoastră? L-a despărțit. Ca el să nu se mai bazeze și să nu mai fie controlat de influența omenească sau de ajutorul omenesc. Pentru că s-a legat de Dumnezeu, acest om urma să locuiască de acum înainte printre străini. Caracterul său trebuia să fie, să fie deosebit, diferit de al întregii lumi. El nici măcar nu și-a putut explica acțiunile astfel încât să fie înțeles de prietenii lui, pentru că aceștia erau păgâni. Lucrurile spirituale trebuie să fie judecate spiritual, de aceea motivele și acțiunile lui erau mai presus de capacitatea de înțelegere a rudelor și a prietenilor. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei? El nu trebuia să fie influențat, el trebuia să fie diferit, caracterul lui trebuia să fie deosebit. El nici măcar nu și-a putut explica acțiunile în așa fel încât să fie înțeles de prieteni, de rude, de frați, de surori, de părinți, poate de copii de multe ori. E diferită credința pe care o cere Dumnezeu față de credința pe care o trăim noi astăzi. Noi credem că avem credință că m-a rugat și Dumnezeu mi-a dat un serviciu. Noi credem că avem credință că m-am rugat și Dumnezeu mi-a ajutat să-mi fac o casă mare, să-mi iau o mașină,
s-a încopiit la facultăți și mai departe. Aia nu-i credință, dragii mei. Nu-i credință. Să mă rog pentru ceva care Dumnezeu condamnă. Să mă rog pentru ceva care Dumnezeu nu este de acord și dezaprobarea lui Dumnezeu este peste ea. Și noi spunem că binecuvântarea aceea și lucrul acela vine de la Dumnezeu. Să mă rog pentru lucruri care Dumnezeu le urăște. Pentru lucruri care ne schimonosesc caracterul și viața. Pentru lucruri care sunt împotriva adevărului și împotriva lui Dumnezeu. Să știți că și eu m-am rugat de multe ori pentru aceste lucruri. Pacea Domnului, Suzana, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și eu m-am rugat de multe ori de lucrurile acestea și pentru lucrurile acestea, crezând că sunt binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar au trecut ani și a trecut timpul și am văzut că pentru ceea ce m-am rugat, crezând că este venit din mâna lui Dumnezeu, în realitate era blestem și era binecuvântare din altă parte. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să văd încă lucrul acesta și să-l înțeleg cât încă se mai poate. Lucrurile spirituale trebuie să fie judecate spiritual. Nu trebuie judecate omenesc. Nu trebuie condamnate, nu trebuie pripite. Chiar dacă unul are o părere diferită de a mea sau eu, o părere diferită de a dumitale, înțelegi? Noi nu trebuie să o condamnăm și să o judecăm. Noi trebuie să o gândim. Noi trebuie să fim raționali. Noi trebuie să o judecăm spiritual. Înțelegeți dumneavoastră? Cârstea Ecaterina, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și spune că motivele și acțiunile noastre trebuie să fie mai presus de capacitatea de înțelegerea a rudelor și a prietenilor și a cunoștințelor și de multe ori chiar a familiilor noastre. Ascultarea necondiționată a lui Avram a constituit unul dintre cele mai uimitoare exemple de credință și de încredere în Dumnezeu care aveau să fie trecute în raportul sacru. Auziți, dragii mei, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Auziți ce spune Dumnezeu? La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Ascultarea noastră de Dumnezeu trebuie să fie necondiționată. Câți dintre noi, mai pun încă o dată întrebarea, suntem dispuși să părăsim orașele, țările în care ne-am dus, capitalele pe unde locuim, serviciile pe care le avem? Câți dintre noi suntem gata să ne rupem de lumea aceasta cu durere în suflet? Câți dintre noi, chiar dacă avem copii și unii sunt lângă Dumnezeu sau unii nu, suntem gata să ne rupem pentru Dumnezeu? Lot a ieșit de acolo într-un final și n-a rămas lângă copii. Și noi de multe ori spunem, ai frate că ești tiran, ești rău, tu nu ai dragoste, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu este bun. Dar uitați-vă că vine momentul. Vine momentul. Când va trebui să pleci chiar fără copii pe care tu i-ai dus și i-ai pregătit în Babilon. În care Babilonul acesta Lucian Dumitrescu spune să le părăsim, frate, pentru ce? Ca ulterior să cârtim că era mai bine în Babilon. Păi mai bine rămâi în Babilon acolo, frate. Rămâi în Babilon, stai în Babilon, trăiește acolo dacă ai de gând să cârtești și să nu te supui lui Dumnezeu. Mai bine stai acolo. Că ori de pleci, ori de stai, e același lucru. Eu vreau să vă spun că unii dintre ei au plecat. S-au mutat departe. Și au început să facă anumite afaceri, micuțe afaceri, înșelând pe frații lor.
unii vânzând panouri solare, luând un preț mai mare, alții vândând nu știu ce să facă, nu știu ce, și tot felul de lucruri, dragii mei. Cristina Findei îi spune, de ce se tot întrerupe? Nu știu de ce se întrerupe, s-ar putea la noastră, eu pentru moment am semnal destul de bun. Problema este că nu avem internet decât ceea ce vine pe calea aerului, prin sateliți. Așteptăm până se va monta, internetul și atunci vom putea să transmitem. Uite, altcineva spune, Ioana Dincă spune că nu se întrerupe deloc. Și vedeți dumneavoastră, dragii mei, noi suntem cei care i-am pregătit și vine timpul când trebuie să facem lucrurile acestea. Dacă plecăm să cârtim împotriva lui Dumnezeu, dacă plecăm să ne apucăm de alte drăcovenii, atunci mai bine stați acolo unde sunteți. Fiindcă vei pieri și acolo și acolo. Acum să nu credem că dacă eu rămân aici, că să nu mă duc acolo, că fac aceleași lucruri, că Dumnezeu mă va mântui și de acolo, Dumnezeu nu mă va mântui niciodată. Dumnezeu l-a mântuit pe Avram și l-a considerat părintele credincioșilor. Doar în momentul în care el a ascultat de Dumnezeu, doar în momentul în care el i s-a supus lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii un om al credinței, trebuie să te supui la Dumnezeu cu multe lucruri la care Dumnezeu va trebui să renunți. Dacă Dumnezeu știe că anumite lucruri sunt o piedică în calea mântuirii tale, Dumnezeu îți va cere la un moment dat să renunți la multe lucruri. Să renunți. Și dacă nu vei renunța la ele, Dumnezeu va face altceva. Stăteam de vorbă cu cineva zilele acestea, cu o familie care săracii au trecut prin situații grele, le-a luat foc tot ce aveau. Apoi am mai vorbit cu cineva și zice, domne, au muncit pe aici, prin Spania și în România, le-a luat casa foc la multe familii de adventiști de ziua șaptea. Unii dintre ei le veneau să plângă, dar unii dintre ei au zis așa, ne-am legat prea mult de ele și Dumnezeu ne-a separat. Ca să nu mai fim legați, ne-a dezlegat de ele. O înțelegeți dumneavoastră? Și la momentul acela Dumnezeu, și dacă nici atunci nu vedem că Dumnezeu vrea să ne dezlege de ele, vom rămâne pentru totdeauna în felul în care am hotărât noi. Și uitați-vă bine, dragii mei, uitați-vă bine. Poporul Israel s-a legat de Dumnezeu în felul lor. Și au pierit până la ultimul cu credința că Dumnezeu îi va salva. Dumnezeu îi spusese poporului Israel, la momentul acela, când veți vede Ierusalimul înconjurat de oști, să ieșiți din mijlocul lor. O mică grupă de credincioși a auzit glasul lui Dumnezeu și au ieșit de acolo și niciun credincios n-a pierit în asediul Ierusalimului. Matei Gheorghiță, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. De aceea Dumnezeu spune că tot ceea ce facem trebuie să fie o ascultare necondiționată, la fel ca a lui Avram, ca ea să fie constituită una din cele mai mari și uimitoare exemple de credință și de încredere în Dumnezeu care au să fie trecute în raportul sacru al cerului. Având doar simpla făgăduință că urmașii lui aveau să ia în stăpânire Canaanul, fără nici cea mai mică dovadă vizibilă, el a mers înainte, oriunde avea să-l conducă Dumnezeu, conformându-se în mod sincer și pe deplin condițiilor puse lui și încrezător că Domnul își va împlini cuvântul cu credincioșie. Ina Leme, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Auziți și dumneavoastră ce spune despre Avram? Că el
avea doar simpla făgăduință că urmașii lui avea să ia în stăpânire țara Canaanului. Fără nici cea mai mică dovadă vizibilă, el a mers înainte. Dar ce fac? Dar cu ce trăiesc? Dar ce se va întâmpla cu mine? Dar cum voi trăi? În ce direcție voi merge? Și Dumnezeu spune de ani de zile, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor. Poporul meu, retrageți-vă. Poporul meu, este timpul. Și poporul lui Dumnezeu doarme, poporul lui Dumnezeu nici în cot nu-l doare. Spune că patriarhul a mers oriunde i-a arătat Dumnezeu că era datoria lui. A trecut prin pustiu fără să se teamă. Și s-a dus în mijlocul națiunilor idolatre, având un singur gând. Dumnezeu a vorbit și eu ascult glasul său. El mă va călăuzi. El mă va proteja. Am auzit pe mulți care spun de multe ori, domnul Claudiu Anghelescu, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Am auzit pe câte unii care spun, am simțit de mult îndemnul de la Dumnezeu, dar știu lucrul acesta, dar nu pot. Știu că trebuie să facem lucrul acesta, dar suntem slabi. De ce suntem slabi? De ce nu putem? Fiindcă tot ceea ce se face pentru Dumnezeu, dragul meu ascultător, trebuie făcut atunci când îți vorbește Dumnezeu. Dacă lași pe Dumnezeu să-ți vorbească și amâni, îți va vorbi și satana. Și în momentul când îți va vorbi și satana, știi ce vei face? Vei pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Vei pune la îndoială planul lui Dumnezeu. Vei pune la îndoială multe lucruri care îți vor fi prezentate de Dumnezeu. Și vei crede de multe ori că și planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu este doar aceea care îți facilitează ție anumite lucruri, în care să-ți ușureze anumite lucruri din viața ta. Marius Dumitrescu, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Alexandru Ienculescu, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci vedeți dumneavoastră, dragii mei, noi nu trebuie să așteptăm să auzim mereu glasuri peste glasuri și voci peste voci. Cristina fiind de spune, faceți naveta că eu am făcut-o destul pentru nimic și șuturi. Unde să faceți, fraților, naveta? Credeți că naveta se face așa? Mă zuz eu acolo, muncesc la țară și mă întorc ziua la, seara la oraș ca să dorm sau anumite lucruri, stau acolo o perioadă. Spune că Domnul Iisus doar intra în cetăți, în orașele care erau atunci la timpul respectiv, predica Evanghelia și el nici o noapte nu a dormit nici măcar în Ierusalim. Nici măcar o noapte. El nu mergea acolo ca să facă bani și câștiguri, ci mergea să propovăduiască Evanghelia și să facă lucrarea lui Dumnezeu. Apoi se retrăgea. Stătea în comuniune cu Dumnezeu, în natură, în liniște, își odihnea trupul și sufletul și apoi se trezea din nou, cerea putere de la Dumnezeu și mergea și făcea lucrarea lui Dumnezeu. Să mergem mai departe. Spune exact o astfel de credință și de încredere cum a avut Avram, au nevoie mesagerii lui Dumnezeu de astăzi. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Exact de o astfel de credință și de încredere cum a avut Avram, au nevoie mesagerii lui Dumnezeu astăzi. Dacă vrei să fii mesagerul lui Dumnezeu, dacă vrei să faci parte din solia Îngerului al Treilea, dacă vrei ca să ai parte de revărsarea Duhului Sfânt peste tine, poate vei avea parte de ea, dar nu peste tine și peste alții,
Dacă vrei să fii sigilat de Dumnezeu, trebuie să te supui acestor condiții, să ai aceeași credință, să ai aceeași încredere și să faci la fel ca și Avram. Dar mulți oameni pe care Domnul i-ar putea folosi nu merg înainte auzind și ascultând de acest glas mai presus de toate celelalte. Vreți să vă mai citesc încă o dată? Dar mulți oameni pe care Domnul i-ar putea folosi nu merg înainte auzind și ascultând de acest glas mai presus de toate celelalte glasuri. Dumnezeu spune ieși din țara ta, ieși din rubedenia ta, din familia ta, Solomie Ghița, pacea Domnului și pe dumneavoastră să vă binecuvânteze Domnul. Ieși, depărtează-te și pregătește-te. Dar vocile fraților, vocile soțiilor, vocile soților, vocile copiilor, vocile păstorilor de la biserică, vocile fraților de la biserică, vocile prietenilor, rudelor, cunoștințelor, vocile societății sunt luate în seamă și ascultate de multe ori mai presus decât vocea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu mă va putea folosi nici pe mine și nici pe tine atâta timp cât vocile celelalte sunt ascultate. Când vocile celelalte sunt mai presus de vocea lui Dumnezeu, dragul meu creștin, între ghilimele, dacă nu asculți vocea lui Dumnezeu, este un semn de întrebare. Dacă nu asculți vocea lui Dumnezeu, va veni o zi când vei plânge și te vei tângui, cum fac mulți alții dintre ei astăzi, care nu pot să se rupă de Babilon și de lumea aceasta, datorită copiilor, datorită soțiilor, datorită soților, datorită întârzierilor hotărârilor lor, datorită ezitărilor. Același lucru se va întâmpla în continuare și se vor rupe multe inimi înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Domnul ar face mult mai mult pentru slujitorii săi dacă ei i-ar fi cu totul consacrați lui, prețuind ocazia de a-l asculta, de a ieși, de a sluji mai presus de legăturile de rudenie și de toate celelalte legături pământești. Mărturii volumul 4 la pagina 523-524. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Domnul ar face mai mult pentru slujitorii săi dacă ei ar fi cu totul consacrați lui, prețuind ocazia de a ieși, de a se separa, de a sluji mai presus de legăturile de rudenie și de toate celelalte legături pământești. Dragul meu, vine un timp când dai un copil necredincios și Dumnezeu spune ieși. Ce vei face? Petronela Beica, pacea Domnului. Ce vei face? Sfânta Scriptură spune că dacă iubești pe copilul tău mai presus de Dumnezeu, nu ești vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Dacă iubești soția sau soțul mai presus decât Dumnezeu, nu ești vrednic. Dacă iubești prietenii și rudele, averea, câștigurile, lumea aceasta mai presus de Dumnezeu nu vei fi. Dacă iubești pe tatăl tău și pe mama ta, nu ești vrednic. Dumnezeu spune că dacă nu urăști pe tatăl tău și pe mama ta, nu poți să fii vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune aceste lucruri, nu se referă să-i urăști cum urâm noi oamenii. Adică tu să urăști ideile lor, principiile lor care nu-s după voia lui Dumnezeu, acțiunile lor, alergarea lor, gândirea lor, legăturile lor pe care le au ei, la aceasta se referă Dumnezeu. Că mulți dintre noi, dacă mama spune un cuvânt pentru mine, este sfânt.
Pentru mulți dintre noi, copilul este sfânt mai presus de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, dacă nu vei ura aceste lucruri și nu vei asculta de Dumnezeu, nu vei putea să fii mântuit. De aceea ce spune Dumnezeu este sfânt. Nu ce spun copiii, nu ce spun părinții, nu ce spune soția și soțul, nu ce spun prietenii și rudele și cunoștințele, și ceea ce spune Dumnezeu, dragul meu. Când a fost chemat să devină un semănător al seminței adevărului, Avram a plecat fără să știe unde se duce. Noi de multe ori știm unde ne ducem și nu vrem nici acolo. Noi de multe ori știm unde ne spune Dumnezeu și nici acolo nu vrem, dar să te duci unde nu știi. Înțelegeți noastră? Și spune că tot astfel și Apostolul Pavel, în timp ce se ruga în templu din Ierusalim, a primit din partea lui Dumnezeu următoarea solie. Du-te că te voi trimite departe la neamuri. Prin urmare, cei care sunt chemați să îi se alăture lui Hristos trebuie să renunțe la orice i-ar împiedica să-L urmeze. Noi de multe ori spunem, a, dar nu trebuie să te duci acolo, nu trebuie să faci lucrul acela, unde lucrezi acolo, așa ni se învață, ni se dă învățătură de multe ori în biserică și de multe ori în familie și de multe ori de la păstori și așa mai departe. Acolo tu trebuie să dai exemplu, tu trebuie să fii o lumină pentru colegii de serviciu, dacă lucrezi în casă la cel, da, e adevărat că trebuie să dăm și acolo. Dar nu aceea a fost solia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu ca eu să stau într-o casă și o familie 30 de ani de zile și după 30 de ani de zile oamenii nici nu o să se pocăiască, poate că nu vor și poate că văd anumite cuișoare pe care le am eu bătute în tălpi și merg parcă sunt înțepat. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu de multe ori nu ne cheamă să ne folosească, fiindcă noi n-am renunțat la anumite lucruri care ne împiedică să-L urmăm pe Dumnezeu. Noi suntem chemați de Dumnezeu să ne alăturăm Domnului Hristos, să renunțăm la tot ce ne împiedică, dacă suntem gata să facem lucrul acesta. Dacă nu, Dumnezeu nu va putea să facă lucrul acesta pentru noi. Am auzit pe cineva care spunea, zicea, Domne, când va veni ziua aceea, voi părăsi tot. Nu, că o să părăsești tot de nu mai poți. Dacă astăzi te împiedică, știți ce se întâmplă, dragii mei? Am văzut o experiență proprie. Am un furtun de apă care trece și traversează un drum. Furtunul acela a fost pus peste drum, că acolo nu treceau mașini, nu treceau, mai trecea din când în când vitele, dar nu-l spărgeau, că era tare, era plastic din ăla negru. Și venind zi peste zi, săptămână peste săptămână, lună peste lună, an după an, au venit ploile, au venit timpurile, apa a adus încetul cu încetul nisip, pământ, și a pus peste el. El era pus deasupra pământului. Acum, pământul este cam așa de mult peste furtunul acela. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Dacă nu s-a făcut ce s-a trebuit făcut la timpul potrivit, același lucru se va întâmpla peste noi și pentru noi. Toate lucrurile acestea, care noi le amânăm, ele vor crește și se vor face ca niște munți în calea noastră. Vor fi obstacole pentru fiecare dintre noi. Și noi nu vom putea să-L urmăm pe Dumnezeu. Unele dintre vechile relații de prietenie trebuie întrerupte. Planurile vieții trebuie reconsiderate. Speranțele deșarte lumii trebuie abandonate cu trudă și cu lacrimi, în singurătate și cu sacrificii. Sămânța trebuie semănată. Mulți au plecat că nu le convine.
Dar ăsta este adevărul Dumnezeu în parabole Domnului Hristos la pagina 36 și 37. Vreți să vă mai citesc încă o dată, dragii mei? Unele dintre vechile prietenii, relații de prietenie, trebuie întrerupte. Cum să mă despart de prietenii mei? Păi Dumnezeu spune, ieși, pleacă, rupe tot, fiindcă ceva te leagă acolo. Dar nu pot! Dar am părinții, am frații, am copii. Nu pot! Dumnezeu zice, trebuie rupte, trebuie întrerupte. Planurile vieții trebuie reconsiderate. Dar am planuri, frate. Trebuie să-mi dau copiii la facultate. Unii la medicină, unii la drept, unii la inginerie, la tehnică și așa mai departe. Dar nu pot, frate, că trebuie să-mi căsătoresc copiii. Dar trebuie să-mi cresc nepoții. Dar trebuie să ies la pensie. Dar nu pot, frate, nu pot absolut nimic. Și Dumnezeu spune că planurile vieții trebuie reconsiderate, recalculate, regândite, reamplasate, să corespundă soliei lui Dumnezeu. Trebuie să corespundă chemării lui Dumnezeu, ca nimica să nu ne împiedice în a-L urma pe Dumnezeu. Speranțele deșarte ale lumii trebuie abandonate. Vom avea un viitor mai bun. La fel cum a fost și cu înțepătura. Dacă ne vom înțepa, vom scăpa. Speranțele lumii și făgăduințele lumii au fost mai de valoare decât ceea ce Dumnezeu a promis. Dumnezeu spune, ieșiți din mijlocul lor, luați-vă o bucată de teren, trăiți departe. Unii dintre noi spunem de multe ori, stai frate, când va fi, te urmărești și te vor găsi și peste tot, că au aparatură, au sateliți, au camere, au tot felul. Așa este. Dar Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, când a predicat adevărul lui Dumnezeu, ei au pus mâna pe el, l-au dus pe coama muntelui să-l arunce jos. Dar ei, la un moment dat, s-au certat între ei și a trecut printre ei și nici n-a băgat de seamă că el a plecat și a trecut nestingherit și neobservat din mijlocul lor. Și pe timpul acela erau camerele la timpul acela. Era supravegherea timpului acelui și pe fiecare timp, conformitate cu timpul respectiv, era ceva. Și Domnul Iisus a trecut printre ei. De multe ori au vrut să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos și nimic nu s-a întâmplat. Domnul Iisus spune că armele lor se vor transforma în paie, ca paie. Se vor rupe și vor cade la pământ. Îngerii lui Dumnezeu vor face cordon, îmbrăcați în soldați cu arme în mână. Și va proteja pe copiii lui Dumnezeu. Noi nu vedem decât ceea ce ne oferă lumea. Noi nu primim decât ceea ce este o speranță deșartă. Că fără lume nu poți să faci nimica. De lume nu te poți ascunde, dar de Dumnezeu te poți ascunde. Te poți încrede în lucrurile lumii, dar nu te poți încrede în lucrurile lui Dumnezeu. E mai mare speranța și teama de lume decât speranța și teama de Dumnezeu. E mai bună făgăduința lumii decât făgăduința lui Dumnezeu. Noi trebuie să le abandonăm. Noi trebuie cu trudă și lacrimi, în singurătate și cu sacrificii, să semănăm sămânța lui Dumnezeu. Plecarea lui Avram, după disperarea de la Babel, idolatria a devenit aproape universală și în cele din urmă Dumnezeu i-a lăsat pe păcătoși împietriți să meargă mai departe pe căile lor rele. În timp ce l-a ales pe Avram din seminția lui Sem și l-a făcut păzitorul legii sale pentru generațiile viitoare, Avram crescuse în mijlocul superstițiilor și păgânismului, chiar cei din casa tatălui său prin care fusese păstrată cunoștința de Dumnezeu, au cedat în mod treptat influențelor seducătoare din jurul lor, ei slujeau altor dumnezei în loc să-i slujească lui Jehova. A, dar stai domne că noi suntem adventiști de ziua șaptea.
Nu, domne, noi suntem pentecostal, baptiști, evangeliști, noi avem credință, domne. Să vă arăt eu dumneavoastră ce credință avem noi. Și Dumnezeu, dacă spune vreodată, sau se mai duce de multe ori ideea aceea și spune, domne, stai o țâră, că nu e așa, copilul dacă rămâne aici, sau eu rămân aici, nu contează cum ești, eu sunt în credință. Am văzut oameni care spun că sunt în credință, merge la biserică, e prezent acolo, dar se duce la lucru, fură, se duce la înșală, altul se duce și curvește, altul se duce și minte, altul se duce și face nu știu ce, dar el este în credință, domne. El e prezent pe fiecare zi la adunare, el e prezent la darul și zecim, la spectacole și așa mai departe. Petra Pali spune, frate Liviu, eu și dacă nu mai văd România, nu mă voi vaccina și nimic în afară de ce ne cere Dumnezeu. Amin. Deci vedeți noastră, și noi spunem că suntem în credință. Copiii noștri fac tot felul de lucruri, sunt în credință. Putem să fim familii de adventiști, baptiști, pentecostali și așa mai departe. Și în primul rând vorbesc pentru poporul advent, care de multe ori ne înșelăm și spunem că suntem în credință. Și aici spune că familia lui Avram, care Dumnezeu îi făcuse, seminția lui, familia lui, o făcuse păzitori ai legii sale pentru generațiile viitoare. Avram crescuse în mijlocul superstițiilor. În care mijlocul al superstițiilor? Hai să vedem mai departe. Chiar cei din casa tatălui său, prin care fusese păstrată cunoștința de Dumnezeu, au cedat în mod treptat influențelor seducătoare din jurul lor. Ei slujeau altor Dumnezei în loc să slujească lui Jehova. Și eu acum te întreb, dragul meu adventist de ziua șaptea. Când tu trăiești în felul acesta, vrei să spui că ești în credință? Tu poți să fii în biserică, învățat de un păstor, de predici coordonate, comandate, de predici emoționale, de predici care nu te ajută să te pocăiești și de lucruri înaintea lui Dumnezeu, închinându-te altor Dumnezei decât să-i slujești lui Jehova, Domnului Dumnezeului tău. Întreb și eu. Crezi că poți să fii în biserica în care slujești sau mergi ferit de Dumnezei străini? Dacă la Avram, că era atunci mai aproape de Dumnezeu, era atunci după potop, în care Dumnezeu i-a lăsese familia, seminția, ca depozitar al legii lui Dumnezeu, nu i-a scutit cu nimic și nu i-a ferit cu nimic de idolatrie și de apostazie. Se poate, dragii mei, și lucrul acesta se întâmplă. Nu pot să spun că toți sunt în felul acesta. Rela Reli, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Nu pot să spun și nu condamn pe toți. Dar vreau să spun un singur lucru, până când nu vei părăsi și nu vei asculta și nu-L vei urma pe Dumnezeu și nu vei fi ancorat doar tu și Dumnezeu prin credință, influența fraților din biserică idolatri, influența fraților cu care conviețuiești și chiar a unor păstori, te va ajuta să slujești altor dumnezei în afară de Domnul Dumnezeul tău. Are, frate Sică, Domnul are o rămășiță, așa este. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune destul de clar că mulți slujeau lui Dumnezeu și dintr-o dată multe stele care străluceau au căzut, au apus. Din ce cauză a apus? De multe ori influența strică legătura cu Dumnezeu. Neascultarea, nepărăsirea Babilonului, neieșirea în afară. Cât de tare ne credem noi, eu nu mă cred tare. Dumnezeu mă poate părăsi datorită neascultării mele. Satana mă poate dobori oriunde, mă poate dobori și acolo, mă poate și acolo. Dumnezeu ne cheamă să ieșim ca să ne pregătim.
Cineva spunea că un călugăr s-a hotărât să se ducă la munte, ca acolo să se poată pocăi înaintea lui Dumnezeu. Vio Iuga, Iugan sau Lugan, Iugan, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și spune că la momentul acela călugărul a plecat acolo. După o vreme s-a coborât înapoi și zice, ei, bădiță, dragă, cum a fost acolo sus la munte? Te-ai pocăit mai bine decât aici? Și călugărul acesta spune la un moment dat, zice, am ajuns acolo, dar Satana era înaintea mea. Satana va fi peste tot, dragul meu. El te va urmări pas cu pas. El va căuta de fiecare dată să te distrugă și să-ți rupă credința față de Dumnezeu. Dar ascultarea față de Dumnezeu îți va da putere, îți va da tărie să reziști. Supunerea față de Dumnezeu te va face un om al credinței, ca la momentul respectiv Dumnezeu să te folosească pentru clipa și momentul pe care El a hotărât-o pentru fiecare dintre noi. Dar adevărata credință nu avea să piară. Dumnezeu a păstrat întotdeauna rămășiță care să-i slujească. Adam, Set, Enoch, Metusala, Noe, Sem. Într-o linie neîntreruptă au păstrat din veac în veac descoperiri prețioase ale voinței sale. Și acum vreau să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră aici, care unii sunteți de acord, unii nu sunteți de acord. Dumnezeu a păstrat întotdeauna o rămășiță care să slujească. Și auziți acum, voi citi din nou. Adam, Set, Enoch, Metusala, Noe și Sem. Într-o linie neîntreruptă. Dacă Dumnezeu a avut o seminție, o rămășiță, care să păzească, să păstreze valorile lui Dumnezeu, câți dintre aceștia, din rămășița aceasta, din linia aceasta neîntreruptă pe care Dumnezeu a păstrat-o, câți dintre ei au locuit în Babilon, câți dintre ei au locuit în Sodoma și în Egipt, câți dintre ei au locuit în orașe? Dacă citim despre toată această rămășiță și această linie pe care Dumnezeu a ales-o, toți au trăit separați de ceilalți. Toți au trăit în singurătate, cu trudă, cu lacrimi, cu sacrificii, semănând sămânța lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu nu putea să păstreze această linie dacă nu-i scotea, nu-i separa. Nu că Dumnezeu ar vrea să stăm stingheri, nu că Dumnezeu ar vrea să stăm puznici. Problema este că influența păgână are mai mare putere de multe ori peste noi decât influența lui Dumnezeu. Spune că au păstrat din veac în veac descoperirile prețioase ale voinței sale. Fiul lui Terah a devenit moștenitor al acestei comori sfinte. Idolatria îl chema din toate părțile, dar fără succes. Credincios printre cei lipsiți de credință, neatins de corupție, în mijlocul apostaziei ce predomina, el s-a ținut neclintit de adorarea singurului și adevăratului Dumnezeu. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima. El a făcut cunoscut lui Avram voința lui și i-a dat o lămurită cunoașterea cerințelor legii sale și a mântuirii care avea să fie realizate în Hristos. Auzi ce spune Dumnezeu? Mulți dintre noi spunem de multe ori că, domne, dacă stau aici, eu trebuie să fiu despărțit de lume, că trebuie să fac ce spune Dumnezeu, să nu fac ce face lumea. Dar nu poți. De ce Dumnezeu nu l-a lăsat pe Avram în casa tatălui său, chiar dacă era credincios? În seminția lui, în neamul lui, în rubedenia lui, de ce nu l-a lăsat acolo, dragii mei? Vă întreb și întrebați-vă și dumneavoastră. Spune că el a fost de neclintit, păgânismul, idolatria, nu. Dar dacă Dumnezeu l-ar fi lăsat acolo, cu siguranță s-ar fi stricat. Și Dumnezeu zice, ieși.
este timpul să ieși. Și spune că n-a fost deloc ușor încercarea prin care a trecut Avram și sacrificiul care se cerea din partea lui nu era nici de cum dintre cele mai mici. Legături puternice legau de țara sa, de rudeniile și de familia sa. Dar el n-a ezitat să asculte chemarea. El nu avea nicio întrebare de pus în legătură cu țara făgăduită. Dacă solul era fertil, dacă clima era sănătoasă, dacă țara avea locuri plăcute, dacă îi oferea posibilitatea să strângă avere, Dumnezeu a vorbit și slujitorul său trebuia să asculte pentru el locul cel mai fericit de pe pământ, era locul în care Dumnezeu voia ca el să fie. Înțelegeți dumneavoastră? Frate Sică, Avram era în Babilon și a trebuit să iese din Babilon. Dar chiar nu vedem în timpurile acestea, fraților, că lumea care ne înconjoară este același Babilon din vechime. Muzică, distracție, spectacole, modă, exemple bune pe care le luăm de curvie, de destrăbălare, de gânfare, de înălțare, lucrurile pe care trebuie să le facem în timpurile acestea de avuție și de superioritate unul față de celălaltul, concurența aceasta și lucrurile acestea, oare lumea aceasta pe care o vedem noi și mai ales orașele în care locuiesc foarte mult nu este același lucru? Mihaela Andreea spune beție, droguri și așa mai departe, toate aceste lucruri, oare acesta nu este Babilon? Nu e confuzie, nu este nebuneală, chiar nu vedem lucrurile acestea în timpurile acestea, fraților. Și spune că el se simțea bine doar acolo unde trebuia, unde era Dumnezeu. Sunt mulți aceia care, asemenea lui Avram, sunt puși la probă. Și chiar dacă nu le vorbește în mod direct din cerul, Dumnezeu îi cheamă prin învățăturile cuvântului său și prin evenimentele providenței sale. A, nu, spunea cineva zilele acestea care e predicator bun. Nu, zic că e un om de treabă, e un băiat de nota 10, îmi place așa de el. Dar zice, încă nu mi-a vorbit Dumnezeu. Până când nu va vorbi Dumnezeu, eu nu, deocamdată. Și auzi ce spune Dumnezeu. Sunt mulți aceia care, asemenea lui Avram, sunt puși la probă și chiar dacă nu le vorbește în mod direct din ceruri, Dumnezeu îi cheamă prin învățăturile cuvântului său, care Dumnezeu de ani de zile strigă către noi, prin evenimentele providenței sale, dar încă nu mi-a vorbit Dumnezeu. Încă nu mi-a vorbit Dumnezeu, Domnule, nu mi-a vorbit Dumnezeu. Încă mai trebuie ca Dumnezeu să vorbească. Acelora pe care li se cere să rupă relații apropiate și aducătoare de folos, să se despartă de rude și să pornească pe o cale ce pare a fi numai o cale a lepădării de sine, a greutăților și a sacrificiului. Dumnezeu le-a rânduit o lucrare pe care să o facă, dar o viață lipsită de griji și influența prietenilor și a rudelor i-au împiedicat în dezvoltarea trăsăturilor de caracter esențiale pentru împlinirea ei. Auziți ce spune Dumnezeu? Nu vorbesc eu. Luați și citiți. Luați și citiți. Auziți ce spune Dumnezeu? Că toate acestea vor fi o influență rea pentru noi. Vor fi un obstacol în calea noastră. Nu vom putea să avem un caracter esențial pentru împlinirea lucrării lui Dumnezeu. Influența prietenilor și a rudilor ne vor împiedica în dezvoltarea trăsăturilor de caracter. Nu se va putea, dragii mei, așa spune Dumnezeu. Dacă Dumnezeu minte, mint și eu, dar Dumnezeu nu minte. El i-a chemat undeva departe de influența și ajutorul omenesc. Și îi conduce să simtă nevoia după ajutorul său și să depindă numai de el pentru ca să li se poată descoperi.
Nu înțelegeți dumneavoastră? Cine este gata să accepte noi răspunderi și să pășească în câmpuri necunoscute de activitate, aducând la îndeplinire lucrarea lui Dumnezeu cu hotărâre și inimă binevoitoare, socotind de dragul lui Hristos pagubele ca un câștig. Cel care va face astfel are credința lui Avram și va împărtăși cu el acea greutate veșnică de slavă. Da, frate Sică, nu știu ce se întâmplă cu dumneavoastră în dimineața aceasta, dar sunteți de-a curmezișul de când s-a început lecțiunea. Da, frate, rămâi în lume, Domnul s-a rugat pentru dumneata, rămâi acolo, trăiești acolo, faci ce vrei. Lidia Dubanoia, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Nu am nimic, frate Sică. Nu am nimic. Rămâi în lume, trăiești în lume. Că așa credem noi că vestirea Evangheliei se face dacă trăiești acolo, în mijloc. Dar duceți-vă, frate, acolo, duceți-vă acolo, trăiți acolo, faceți ce credeți, nu e nicio problemă. Fiecare face ce vrea. Eu spun ce stă scris. Dacă atât asta stă scris, nu am nimic cu nimeni. Și spune că cine este gata să accepte noi răspunderi și să pășească în câmpuri necunoscute de activitate, el trebuie ca toate aceste lucruri să fie considerate ca o pagubă. Spune că Avram a mers mai departe spre miază zi din nou. Credința sa a fost din nou încercată. Cerul n-a mai dat ploaie. Pâraiele au încetat să mai curgă prin văi și iarba s-a uscat pe câmpii. Turmele și cirezile nu mai găseau pășune și foamea amenința întreaga tabără. Nu cumva patriarhul punea acum la îndoială conducerea providenței? Nu privea el oare înapoi cu dor la belșugul câmpiilor din Caldeea? Păi da, stai, frate, că m-am mutat la munte, m-am mutat undeva la țară. A, uite-te că nu mai dă pământul rod. Acolo de bine de rău mai munceam, mă duceam la Lidl, la Mercadona, la Kaufland, la Auchan, la Alcampo, la fiecare pe unde, cum se numește și așa mai departe. Mai găseam și acolo câte ceva. Găseam, nu este, nu mai merge, domnule, nu se mai face nimic în pământ, domnule. Unii dintre ei ce au făcut? Cineva îmi spunea, domnule, unii au plecat de la oraș, s-au mutat la țară, unii s-au mutat în zonă de munte, s-au dus unde a înțărcat mutul iapa, cum se spune, că ei nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu spune că atunci când te retragi undeva să găsești, să fie pământul fertil, să se facă pom, să poți să pui în pământ, să ai și ceva puțină apă, unde să fie mai plointe și așa mai departe. Nu, domnule, ei s-au dus undeva unde să nu vină ăștia să-i găsească, să-i înțepe, știți? Sau să nu vină cu bombele peste ei și așa mai departe, să nu știu ce. Și au plecat și au dus familiile pe acolo și muritor de foame și de acolo zice, domne, dar ce greșeală am făcut. Alții au vândut și au plecat înapoi în orașe, alții au abandonat pe acolo și au plecat prin străinătate, au tânjit înapoi după Babilon, după Caldeea, cum spune aici, că Avram ar fi putut, nu privea el oare înapoi cu dor la belșugul din câmpiile din Caldeea? Toți priveau cu îngrijorare să vadă. Ce face Avram? Când necazul după necazul se abăteau asupra lui, atâta vreme cât încrederea lui părea de nezdruncinat, ei simțeau că mai există speranță. Erau siguri că Dumnezeu era prietenul său și că el încă îl călăuzea. Când noi ne îndoim și oamenii se îndoiesc, când noi mergem înainte, oamenii vor crede că Dumnezeu este prietenul nostru, că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu ne călăuzește și ne poartă de grijă. Înțelegeți noastră? Cu rugăciuni stăruitoare el chibzuia să vadă cum să păstreze viața celor ai săi și a turmelor sale, dar nu îngăduia ca împrejurările să îi zdruncine credința în cuvântul lui Dumnezeu.
Frate Sică, dacă dumneavoastră veți citi cuvântul lui Dumnezeu cu atenție, cuvântul lui Dumnezeu spune că evangelizarea orașelor și vestirea adevărului nu se va face de cei care locuiesc în orașe și nici de cei în apropierea orașelor. Chiar profetul lui Dumnezeu, Elenoai, vine destul de clar și spune la un moment dat și zice așa când îi se pune întrebarea. Dacă noi ne vom retrage la țară și chiar la munți, ce se va întâmpla cu orașele? Vor rămâne ele neevanghelizate? Și profetul lui Dumnezeu spune la un moment dat așa. Nu! Nu! Și ele vor fi. Dar de cine? Nu de cei care locuiesc în orașe, în apropierea orașelor, și de cei care vor fi afară din oraș și chiar în depărtarea munților, ei vor coborâ și vor evangeliza. Așa spune cuvântul Dumnezeu. Nu eu să mă apăr pe mine sau să apăr pe cineva care s-a retras. Nu! Așa spune cuvântul Dumnezeu, așa va rămâne pentru mine literă de lege. Ce este scris, este scris. Fac și eu în această dimineață ca Irod, ce am scris, rămâne scris. Așa rămâne. Dacă așa spune cuvântul lui Dumnezeu, așa spune. Că vrem noi să spunem, că nu că vă înțeleg eu greșit pe dumneavoastră, dar dacă așa stă scris, hai să lăsăm să stea scris așa. Dumnezeu este Cel care hotărăște. Înțelegeți dumneavoastră? Să mergem mai departe. Pentru a scăpa de foamete, a coborât în Egipt. El n-a uitat Canaanul și în strâmtorarea sa nu s-a întors în Caldeea, de unde venise și unde nu era lipsă de pâine, ci a căutat un refugiu temporar cât mai aproape posibil de țara făgăduinței, intenționând să se întoarcă în curând acolo unde l-a așezat Dumnezeu. Da, Dumnezeu spune, prin cuvântul său, că poate pământul să nu dea roadă. Pentru o vreme poți să găsești un refugiu. Dom'le, mă duc, cobor undeva în oraș, înțelegeți dumneavoastră? Și acolo mă duc și îmi cumpăr pentru o vreme o bucată de pâine, îmi cumpăr o roșie. Poate că nu mai dă Dumnezeu. Dumnezeu se folosește lucrurile astea, dacă Dumnezeu nu mai dă ploaie și nu mai merge, Dumnezeu ne încearcă pentru o vreme, pot să găsesc un refugiu acolo. Așa, Ioana Dincă, Pilat, scuzați-mă, mai greșesc și eu câteodată, sunt om. Deci, vedeți dumneavoastră, putem să găsim. Putem să găsim. Dar el n-a uitat niciodată unde l-a chemat Dumnezeu. El niciodată nu s-a întors înapoi acolo și el a mers înainte. În providența sa, Dumnezeu adusese această încercare asupra lui Avram ca să-l învețe lecția supunerii, a răbdării și a credinței, lecții ce aveau să fie așezate în scris pentru binele tuturor acelora care aveau să fie chemați mai târziu să sufere necazurilor. Cristina Afinde spune, grupul dă dovadă de neseriozitate. Nu știu la ce vă referiți. Nu știu la ce vă referiți de grupul, care grup dă dovadă de neseriozitate și în ce privință. Exprimați-vă mai clar ca să putem să înțelegem și noi. Și spune că Dumnezeu îi conduce pe copiii săi pe o cale pe care ei nu o cunosc. Dar nu îi uită și nici nu îi leapădă pe aceia care își pun încrederea în el. Chiar acele încercări care pun cel mai sever la probă credința noastră și ne fac adesea să credem că Dumnezeu ne-a uitat, au menirea să ne apropie mai mult de Hristos ca să ne lăsăm toate povedele la picioarele Lui și să ajungem să avem parte de pacea pe care El ne-o dă în schimb. Pacea Domnului, Ecaterina Cocoru, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci vedeți dumneavoastră, chiar dacă vor veni grele încercări, care ne vor pune sever la probă credința noastră și ne va face adesea să credem că Dumnezeu ne-a uitat. Toate aceste lucruri au menirea să ne apropie mai mult de Hristos, ca să ne lăsăm toate poverile la picioarele Lui și să ajungem să avem parte de pacea pe care ne-o dă Dumnezeu. În timpul rămânii sale în Egipt, Avram a demonstrat
că nu scăpase de slăbiciunile și imperfecțiunile omenești. Ascunzând faptul că Sara era soția lui, el a dat pe față neîncredere în purtarea de grijă divină, o lipsă a acelei alese credințe și a curajului, de atâtea ori și mod nobil exemplificate în viața lui. Sara era foarte frumoasă și el nu se îndoia de faptul că egiptenii aceia negricioși o vor pofti pe frumoasa străină și pentru a fi a lor nu vor ezita să-l ucidă pe soțul ei. Deci vedeți ce face mersul în Egipt? Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă în momentul? Aici ne dă un exemplu că atunci el nu s-a întors în Caldeea unde era de toate, dar totul s-a dus în Egipt. Și în Egipt ești nevoit să minți în anumite situații. În Egipt ești nevoit să pui anumite lucruri la îndoială din partea lui Dumnezeu. Că nu Dumnezeu îl trimisese în Egipt la momentul acela. Și el a mers în Egipt. El a mers în Egipt acolo. Și în momentul acela, o înțelegeți noastră, spune că el a considerat că nu se făcea vinovat de minciună dacă spunea că Sara era sora lui, pentru că era fiica tatălui său, dar nu și a mamei sale. Însă ascunderea legăturilor reale dintre ei a fost o minciună. Dumnezeu nu poate aproba nicio deviere de la stricta integritate. Ca urmare a lipsei de credință din partea lui Avram, Sara a fost pusă într-o mare primejdie. Împăratul Egiptului, fiind informat despre frumusețea ei, a adus-o în palatul său, cu gând să o ia de soție. Dar Dumnezeu în mila sa a ocrotit-o pe Sara, trimițând judecățile lui asupra casei imperiale. În acest fel, monarhul a aflat adevărul în această problemă și mâniat că fusese înșelat la musta pe Avram și a înapoiat soția. Cristina Filde spune, merge la biserică în locașul construit unde să păziți, să plătiți gazul, apa, curățenia în ziua Domnului, pentru sfințire. Nu se fac biserici în case, în vârful patului. Blasfemie. Cam... așa, cam departe sunteți de ceea ce cere Dumnezeu. O fi așa, cum ziceți dumneavoastră, Cristina Findeș. Înțelegeți? Poate majoritatea de cei care sunt aici pe grupul acesta poate nu au posibilitatea să meargă la biserică, una la mână, doi la mână. Toți cei care suntem aici suntem în locuri diferite și în țări diferite în care ne putem întâlni să studiem din cuvântul lui Dumnezeu, înțelegeți noastră, și în alte biserici pe unde am fost de multe ori, nu se predică ceea ce trebuie. Și oamenii decât să-și petreacă sabatul într-un fel sau altul, uite, de exemplu, fratele Sică poate astăzi pleca la stupi. Omul acesta care stup și stupii nu poți să-i lași așa în câmp sau în anumite lucruri și este acolo. Are telefonul cu dânsul, urmărește, este împărtășie, suntem împărtășie unii cu alții, învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, ne întărim în credință. Înțelegeți dumneavoastră? Da, duceți-vă dumneavoastră la biserică acolo, plătiți gazul, plătiți toate aceste lucruri. Fiindcă noi am construit în zilele acestea din biserici un Dumnezeu. Dumnezeu spune în Sfintele Scripturi că Apostolul Pavel la un moment dat și Petru și ceilalți spune transmite salutări bisericii din casa cutare. Trimite salutări bisericii din nu știu unde și nu știu cum. Nu spune de acolo. La un moment dat femeii din Samaria, Domnul Iisus spune uite că cutare nu. Și femeia spune pe voi ziceți că voi trebuie să ne închinăm la Ierusalim, la muntele ăla sau la muntele celălalt, și Domnul Iisus spune, va veni timpul, dar încă a și venit. Când nu trebuie să mergi nici la Ierusalim, nici pe muntele acela, nici la adunare, nici la biserica din centru, nici la cutare, și Dumnezeu va cere ca cei credincioși să se închine în duc și în adevăr. Și eu cred că în timpurile acestea a venit timpul când poporul lui Dumnezeu și cei credincioși din orice confesiune care vor să adere la poporul lui Dumnezeu, la rămășița și la învățătura lui Dumnezeu, să se închine în duc și în adevăr. Căci de multe ori casele de închinare au ajuns un Dumnezeu pentru noi
Și au ajuns de multe ori să fie un loc de blasfemie mai periculos. Păi, dar noi aici nu ne adunăm ca să blasfemiem. Și noi aici ne adunăm să studiem din Cuvântul Lui Dumnezeu, să învățăm, chiar dacă nu ne întâlnim. Va veni un moment când nu vom putea să mai transmitem și să ne mai întâlnim împreună. Va veni un timp când ne vom grupa grupul, unde ne vom putea întâlni să studiem, să cântăm, să ne întâlnim unii cu alții, să facem lucrarea lui Dumnezeu și așa mai departe. Păi unii dintre ei nu au. Credeți că eu țin aceste prezentări pentru mine sau să arăt eu că eu știu mai multe sau sunt mai credincios decât alții? Nu! Și aceste prezentări le țin, că sunt frați care lucrează, sunt femei care lucrează bandante în Italia, interne, cum se zice în Spania. Alții sunt plecați departe, nu au posibilități, au anumite lucruri, anumite circumstanțe. Și nu trebuie să fie lipsiți niciunul dintre ei de Cuvântul lui Dumnezeu. Mă înțelegeți dumneavoastră? Noi trebuie să avem în sabat o legătură și o comuniune permanentă și strictă cu Dumnezeu. Lucrul acesta pe care îl facem aici pe mine mă leagă de Dumnezeu, fiindcă eu discut despre Dumnezeu și învățătura lui Dumnezeu, îl pun în aplicare, îl pun în mintea mea și săptămâna care vine trebuie să lucrez după el. Nu e nicio problemă, sora. Dacă dumneavoastră credeți că este blasfemie, mergeți la biserică, închideți telefonul sau calculatorul și mergeți mai departe. Și mergeți acolo unde nu este blasfemie. Că de multe ori se întâmplă ca să mergi la biserică și să-l blasfemiezi pe Dumnezeu și să-l calci în picioare pe Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu prin tot felul de programe, prin comportament. Mulți dintre noi mergem la biserică să râdem, să chicotim, să ne fălim cu ce rochii și cu ce îmbrăcăminte ne-am luat și ce mașini avem și ce am mai lucrat și ce am mai câștigat și tot felul de lucruri să facem, dragii mei, înțelegeți dumneavoastră? Și călcăm în picioare sabatul și lucrarea lui Dumnezeu. Eu nu pot să spun că sunt un străjer ales, eu prezint cuvântul lui Dumnezeu și așa mai departe. Și cuvântul lui Dumnezeu, dacă dumneavoastră citiți în Mărturii și în Spiritul Profeției, dacă sunteți adventistă de ziua șaptea, spune că dacă într-o comunitate sau într-o biserică nu poți să te apropii de Dumnezeu, să fii aproape de Dumnezeu, să mergi în altă parte, acolo unde te apropie de Dumnezeu. Eu nu cred că Avram și ceilalți, dacă n-au mers la biserica în centru sau nu știu unde, săracii de ei nu o să mai vadă cerul niciodată. Nu știu Ioan, ce-o face el, Ioan Botezătorul, stau și mă gândesc. Că nu mergea la Ierusalim și el stătea săracul în pustie. Vermeșean Tanța, pacea Domnului și bine ați venit cu noi în această dimineață. Ioan Botezătorul, Ilie și toți aceștia, ei spune că mergeau și mustrau păcatele de la templu și mustrau un popor, venea și lua pursul și nu mergeau. Și vă dați seama că oamenii ăștia nu se vadă mântuirea. Dragilor, să avem grijă de fiecare dată când rostim cuvinte, că știți ce se întâmplă? Cuvântul rostit înapoi nu se mai întoarce. O pană care ia vântul poate o prinzi. Dar un cuvânt care ți-a ieșit din gură s-ar putea, nu că s-ar putea, nu se mai întoarce niciodată. Și spune Dumnezeu că din cuvintele tale vei fi scos, din cuvintele tale vei fi osândit. Loredana Sorense, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și vedeți dumneavoastră, Egiptul te ajută să faci păcate grele. Egiptul te ajută să minți, Babilonul să minți, să poftești, să faci lucruri care n-ar trebui niciodată. Aurora Cobra, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Dar spune că mila lui Dumnezeu a ocrotit-o pe Sara, trimițând judecățile. De multe ori, de câte ori Dumnezeu nu ne ocrotește, nu ne poartă de grijă, în ciuda tuturor acestor lucruri. Și spune că la momentul acela, împăratul Egiptului a dat darul să vadă că Sara e curată, că e cinstită și nu i s-a întâmplat nimic. Și atunci a trebuit Avram să plece din Egipt de acolo. Să plece. Spune, pleacă, pleacă de la noi. Ce ai făcut? Ai făcut rău, n-ai făcut bine ce ai făcut. El era văzut mai bine când nu locuia în mijlocul lor. El a văzut ca un fiu al lui Dumnezeu, ca un prinț al cerului. El
Oamenii priveau să vadă cum se va descurca și când s-a dus să apeleze la Egipt, a început să spună minciuni și prostii. E un avertiment foarte mare pentru noi, cum spune lecțiunea, că Dumnezeu a dat aceste lucruri ca noi să înțelegem mai bine. Cristina, fiind ei, spune, numai bătrânul și bolnavilor nedeplasabili, periculoși, li se pun predici acasă. Să fii sănătoasă, Cristina. Face ce crezi. Dumneavoastră, de ce stați aici cu noi? Sunteți bolnavă, sunteți bătrână, sunteți nedeplasabilă? De ce nu sunteți la biserică? Pentru ce stați cu noi în această dimineață aici, dacă nu vă convine? Închideți telefonul și mergeți la biserică. Chiar vă rog. Să mergem mai departe. Avram și Lot. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Cristina spune, îmi pare rău și că voi gândiți așa, dar misiunea mea nu este să îi readuc pe cale pe asemenea indivizi. Păcatul lor este să rămână. Așa să fie, cum ziceți dumneavoastră. Înțelegeți? Și spune că Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Dar oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale, de păcătoși înaintea Domnului. Cineva spunea de curând că, domne, nu contează, noi trebuie să locuim, cineva zicea, lasă că iau lângă iau să locuiesc lângă oraș undeva la țară, să găsesc undeva să să am acolo lângă oraș undeva un teren, e aproape, lasă că e bine, nu știu ce, cu tare, nu e nicio problemă, sunt aproape de oraș și la țară, nu-i nimic. Și vedeți dumneavoastră, așa a făcut și Lot. El nu a mers în Sodoma, lângă Sodoma, lângă oraș, acolo, la câțiva kilometri, 4, 5, 10 kilometri, 15 kilometri, acolo e aproape și nu e. Dar Sodoma spune că ea s-a mărit și a cuprins localitățile din jur și la un moment dat Lot s-a pomenit că este în mijloc. Înțelegeți dumneavoastră? Că este în mijlocul Sodomei. Același lucru se întâmplă. Eu am locuit într-o zonă lângă Craiova la 4 km. Nu era departe de Craiova. Și la un moment dat Craiova a declarat toate localitățile din prejur o rază de 20 de kilometri, mi se pare, sau 25 de kilometri, ca toate celelalte localități din prejurul Craiovei să devină zonă metropolitană, Craiova să preia transportul în comun și toate celelalte care este. Și am văzut că deja cu timpul, de ce trecea timpul, încetul cu încetul, localitatea în care locuiam, foarte multe mașini. Aproape că nu era poartă să n-aibă 2, 3, 4 mașini la poartă. Zgomot, muzică, deranj, prețurile creșteau la gunoi, la apă, la taxe, la impozite, la una, la cealaltă, la cealaltă și așa mai departe. Și în momentul acela zic, măi, fraților, mi se pare că și tot ce se întâmpla în oraș se întâmpla și aici. Tot ceea ce se făcea în oraș se făcea și aici. Aceeași copie la Indigo era peste tot. Deci, vedeți noastră, noi de multe ori spunem, lasă, dar ce, a plecat Avram să locuiască nu știu unde, lasă că eu mai bine stau lângă Gomora, lângă Sodoma, mai aproape, mă descurc, eu văd eu ce fac și până la urmă te pomeniști că până la urmă ești la fel ca și ei. Cea mai fertilă religie, fertilă regiune din toată Palestina era Valea Iordanului. Erau și cetăți bogate și frumoase care îmbiau la un comerț profitabil în târgurile lor înțesate de oameni, fascinat de viziunea unui câștig lumesc. Lot a trecut cu vederea relele morale și spirituale pe care le puteau întâlni acolo. E mai bine, domne, lângă oraș, e aproape, fac negoți, mă duc, vând roșii, vând castraveți, vând cartofi, aici cine mi-a?
Că aici toată lumea pune cartofi, aici pune toată lumea mere, pere, ceapă. Nu mi le ia nimeni și nu-mi convine să mă duc cu ele de aici în oraș ca să pot să le vând. Că dacă ar fi să mă duc să le vând, nu rămâne aproape cu nimic. Benzina s-a scumpit, motorina s-a scumpit, timpul și așa mai departe. Dacă am 50 de kilometri și mă duc să le vând, 2 lei kilogramul de ceapă, 8 lei kilogramul de motorină sau 9 lei, nu mă aleg cu nimica. Dar e mai bine acolo, domnule, aproape, cât îmi ia 8 lei motorina, fac un kilogram de motorină sau un kilogram de benzină, am vândut 30 de kilograme, 50 o tonă de cartofi, am plătit și motorina și munca mea și mi-a rămas și așa mai departe. E bine, nu e așa că este bine, nu e ca aici așa să fie departe. Se poate face comerț profitabil, târguri înțesate, oameni mulți, mai vezi noutăți, mai vezi... Dar pe cine vezi aici? Auzi cum cântă păsările, bate vântul, mai trece un om din când în când care te salută bună ziua sau vizitezi pe cineva care... Cineva mă sună de curând și zice Livile, nu vii să mă ajut că uite, trebuie să încarc și o două remorci de bălegar ca să le pot să le duc pe teren. Păi zic, nu am acum timp, dar de luni vin și... Deci lucruri din acestea, dragii mei. Da, dar nu e ca acolo. Aici trebuie să umbli și cu o cizmă și cu... Nu este ca acolo asfalt frumos, domne, merge bine. Acolo mai plouă, aici este cald, deja înflori toate. Lucrurile nu sunt așa. Dar vom vedea mâine, poi mâine, unde vor duce toate aceste lucruri. Înțelegeți dumneavoastră. Toate aceste lucruri. Și auzi ce spune mai departe. Fascinant de viziunea unui câștig lumesc, Lot a trecut cu vederea relele morale și spirituale pe care le putea întâlni acolo. El și-a ales toată câmpia Iordanului și și-a întins corturile până la Sodoma. Cât de puțin a prevăzut el urmările teribile ale acestei alegeri egoiste. Pe el nu l-a afectat că a stat în mijlocul Babilonului, în mijlocul Sodomei. El a stat lângă Sodoma și totuși l-a afectat și până la urmă a ajuns în mijlocul lor. Noi spunem de multe ori, nu ne afectează, că stăm aparte de ele și nu în mijlocul lor. Uitați-vă că de lor nu spune că s-a dus în mijlocul lor și aparte, lângă ei, lângă ei. Lot și-a ales ca loc de ședere Sodoma pentru că a văzut că acolo erau avantaje de câștig din punct de vedere lumesc. Dar după ce s-a stabilit și a ajuns bogat în comori pământești, s-a convins că făcuse o greșeală neținând seama de starea morală a localității în care urma să-și aibă căminul. Păi a văzut acum că este rău, dar unde să mă plec eu acum că am avere, am copii, am gineri, fetele căsătorite, poate avea și nurori și așa mai departe. Unde să pot eu să mai plec acum? Aici mi-am făcut două, domne, locuiesc în Spania de 20-30 de ani, sau într-un oraș unde mi-am făcut casă, mi-am apartament, copii la facultate, am nurorile, ginerii, toți suntem aici. Ce pot să mai fac? Eu văd că e rău, dar nu pot să părăsesc. E păcat înaintea lui Dumnezeu să părăsești așa mai departe. Te cuprind alte gânduri și alte planuri care nu sunt la locul lor. Mai departe spune că Sfânta Scriptură ne îndeamnă, ne dă exemple remarcabile de adevărata curtoazie și politețe. Avram a fost un om al lui Dumnezeu. Când își așeza cortul, mai întâi ridica un altar pentru jertfă și îl invita pe Dumnezeu să locuiască împreună cu el. Înțelegeți dumneavoastră? Lot mai întâi și-a ridicat cortul, a privit la câștig. Avram, când își așeza cortul, mai întâi ridica un altar, aducea o jertfă lui Dumnezeu, cerea prezența lui Dumnezeu, ocrotirea lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu să fie cu el de fiecare dată acolo. Avram a fost un om bine crescut și politicos. Viața sa nu a fost întinată de egoism, care este atât de odios în orice caracter și atât de ofensator înaintea lui Dumnezeu. Dovada comportarea sa atunci când s-a despărțit de Lot. Deși Lot era nepotul lui, era mai tânăr decât el, și dreptul de a alege primului revenea lui Avram. Politețea l-a făcut să uite de dreptul său și să-i permită lui Lot să-și aleagă acea parte a țării, care îi se părea mai de dorit. Avram știa ce înseamnă politețea și bunăvoința, precum și ce este dator un om față de semenul său. Deci vedem dumneavoastră de multe ori când îi se dă dreptul acesta să alegem, alegem greșit. Și de fiecare dată la Dumnezeu, cel care a renunțat în favoarea celuilaltu pentru lucrurile mai bune, între ghilimele, care îi se pare omului,
Și el a ales ce este mai rău, între ghilimele, iar vorbesc aici, Dumnezeu a dat binecuvântare celui care a ales lucrul cel mai rău în viziunea omenească și pentru celălaltul, ce a fost mai bun, a ajuns un blestem. Noi ar trebui să uităm pe noi, să ne uităm pe noi înșine, căutând întotdeauna ocazii de a încuraja pe alții și de a le ușura necazurile și poverile prin gesturi de bunătate, pline de delicatețe și mici fapte de iubire. Aceste gesturi de atenție și amabilitate, care pornind din casele noastre, trec dincolo de cerul familiei, alcătuiesc împreună esența fericirii, de cer cu familie, scuzați-mă, împreună esența fericirii în viață. Așa, trecem la, mai avem puțin și trecem la partea de marți, de miercuri. Dacă este membru al familiei regale, el va reprezenta corect împărăția care, către care se îndreaptă. El va vorbi cu blândețe copiilor săi, pentru că înțelege că ei sunt moștenitori ai lui Dumnezeu, membri ai familiei din curțile cerești. Printre copiii lui Dumnezeu nu poate să existe un spirit de asprime, de ceartă, de răutate, de dușmănie. Trebuie să le vorbești copiilor cu blândețe, să le spui chemarea lui Dumnezeu, să le arăți tot ceea ce Dumnezeu cere ca să faci ceea ce trebuie făcut în timpurile acestea. Coaliția de la Babel. În timp ce locuia în pace în dumbrăvile de stejar, din Mamre, Avram a aflat de la unul dintre fugari istoria celor petrecute în bătălie, precum și despre nenorocirea care căzuse asupra nepotului său. El nu păstrase amintiri neplăcute despre lipsa de recunoștință a lui Lot. Toată afecțiunea sa pentru el a fost trezită și se-a hotărât să-l scape. Căutând mai întâi sfatul divin, Avram s-a pregătit de război. Atacul său, atât de puternic și de neașteptat, a avut ca rezultat o victorie rapidă. Știți de ce spune Dumnezeu, dragii mei, ca noi să nu stăm în apropierea Babilonului, în apropierea Egiptului, să nu locuim în orașe, să stăm departe de orașe? Fiindcă se va întâmpla și cu poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, la fel cum s-a întâmplat și cu Lot. Lot s-a așezat aproape de Sodoma, unde a văzut că Valea Iordanului era bine odată, avea câștig, avea negoț, să trăiască bine, ca toate lucrurile să-i meargă bine. Dar ce s-a întâmplat la momentul acela? Când a fost problemă cu Sodoma, care au căzut prima dată la zar, a fost Lot. Când Sodoma a fost atacată și au fost robi și roabe luate de acolo, Lot a fost luat împreună cu ei. Acum să facem o aplicație viceversa la timpurile noastre. Dumnezeu spune că noi nu trebuie să stăm în calea împotrivitorilor în timpurile acestea și în timpurile sfârșitului. Noi trebuie să ne retragem, să avem un loc retras pentru o vreme. Ei vor veni și acolo, fiindcă Satana îi va mâna și nu îi va lăsa. Dar pentru o vreme Dumnezeu va purta de grijă poporul său, fiindcă mâini răutăcioase, mâini rele, cu gânduri rele și nelegiuite, vor veni și vor proceda la fel cum a procedat cu Lot. Vor smulge tot din mâinile noastre, vor lua tot ce am strâns, tot ce am agonisit, mâncarea și multe lucruri, când oamenii vor duce lipsă de pâine și de apă la timpul acela și poporul Dumnezeu va avea. Deci să țineți cont de lucrul acesta pe care Dumnezeu ni-l pune în evidență și ni-l scoate în evidență în timpurile acestea. Ca noi să înțelegem că trebuie să pregătim ceva departe. Așa hotărăște Dumnezeu. Spune că împăratul Elamului a fost ucis și armata sa lovită de panică a fost cu desăvârșire nimicită. Lot și familia sa împreună cu toți prizonierii și bunurile lor au fost eliberați și o bogată pradă de război a căzut în mâinile biruitorilor. Copiii lui Dumnezeu din timpurile acestea trebuie să fie niște salvatori pentru frații lor. Nu poți acum, dacă tu te-ai mutat undeva, să-l lași pe fratele tău să fie rob în Egipt, să fie rob în Babilon. Tu trebuie să lucrezi pentru el. Am un frate care de fiecare dată când stau de vorbă, și nu numai cu el, cu mai mulți așa, ne avem bine, suntem prieteni și zic, când plecați? Când veniți? Când mai stați acolo?
Cât mai cu tare. Om vedea, om... Dumnezeu spune că trebuie să-i salvăm. Ei sunt credincioși lui Dumnezeu, ei îl iubesc pe Dumnezeu, dar încă îi mai leagă lucrurile acestea și trebuie smulși de acolo. Și Dumnezeu zice, siliții să intre în Împărăția lui Dumnezeu, siliții să iese de acolo, siliții să nu stea lângă Babilon, siliții să nu locuiască în mijlocul lor, siliții să stea departe, să vină acolo unde Dumnezeu poate să-i pregătească, siliții în felul acesta. Și spuneți-le că poate într-o zi, dacă vor vrea să iese, iese, dacă nu vor vrea, asta este, e hotărârea lor și ei vor alege. Dar Dumnezeu spune că noi trebuie să fim ca Avram, să locuim în afară și să îndemnăm și pe frații noștri să iese de acolo. Să iese, că vin timpuri grele, frații mei. Asta nu e de ascuns. Uitați-vă la știri, uitați-vă la lumea aceasta, uitați-vă la istoria lumii acesteia, la lucrurile politice și la toate lucrurile care se întâmplă pe pământul acesta. Uitați-vă să vedeți. Uitați-vă. Și spun, domne, vor veni timpuri grele. Vor veni scumpiri, va veni foamete, va veni cutare. Dumnezeu ne-a spus lucrul acesta de mult timp. Dumnezeu ne-a arătat lucrul acesta de multă vreme, ne-a arătat lucrul acesta, dragii mei. Ne-a arătat, ne-a spus, ni s-a predicat lucrurile acestea, ni s-a vestit lucrurile acestea. Că vor veni timpurile acestea. Vor veni, dragii mei. Vor veni. Dumnezeu spune că vor veni. Dacă ne avertizează, cum spusă mai devreme, Dumnezeu ne avertizează prin cuvântul Său. Dumnezeu ne avertizează prin lumea aceasta, prin semnele acestea, prin toate lucrurile acestea care se întâmplă. Dumnezeu ne avertizează. Noi trebuie să luăm seama, noi trebuie să fim înțelepți, noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Înțelegeți dumneavoastră. Și spune că adoratorului Iehova nu numai că adusese un mare serviciu țării, dar făcuse dovada că era un om curajos, se dovedise că viața de neprihănire nu este lașitate și că religia lui Avram l-a făcut curajos în susținerea ceea ce este drept și gata să-l apere pe cel oprimat. Actul său eroic i-a adus o influență largă printre triburile înconjurătoare. Deci Dumnezeu spune că în timpul acestea nu trebuie să ai teamă, nu trebuie să ai frică de nimic. Tu trebuie să proclame adevărul, tu trebuie să le spui fraților tăi. Chiar dacă unii te consideră nebun, chiar dacă unii te consideră în felul în care te consideră, chiar dacă unii frați și surori locuiesc lângă Sodoma sau în mijlocul Babilonului te consideră, dar o să vadă la un moment dat, ca și Avram, că ești un salvator pentru ei, care tu ai lucrat împreună cu Dumnezeu pentru binele lor. Și va veni timpul când unii dintre ei la o vreme potrivită o să-ți mulțumească, fiindcă ai insistat ca să iese și să părăsească locurile de acolo. Și spune că la data când Lot s-a mutat din Sodoma, corupția nu ajunsese generală. În mila sa Dumnezeu a îngăduit ca raze de lumină să strălucească în mijlocul întunericului moral. Când Avram i-a scăpat pe captiv din mâna elamiților, atenția poporului a fost îndreptată asupra credinței adevărate pentru locuitorii Sodomei. Prin cine se dăduse vestea? Prin cine se vestise Evanghelia la momentul acela în Sodoma? Vă întreb pe dumneavoastră. Lot care era acolo sau prin Avram? Ajutorul și lumina a venit tot a celor care sunt din afară, nu cei care locuiesc în untru, dragii mei. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa spune aici, că Dumnezeu în mila sa a dat dovadă. Dumnezeu a revărsat raze de lumină, a îngăduit ca raze de lumină să strălucească în mijlocul întunericului moral. Când Avram l-a scăpat și i-a scăpat pe captiv la timpul acela, pentru locuitorii Sodomei Avram nu era un străin, ci faptul că se închina unui Dumnezeu nevăzut fusese un subiect de bajocură pentru ei. Dar biruința sa asupra unor forțe mult superioare și comportarea sa mărinimioasă față de prizonieri în legătură cu prada de război au trezit uimirea și admirația. Lot s-a dus acolo. Noi, mulți dintre noi, locuim în orașe, locuim în mijlocul orașelor, în apropierea orașelor și nu facem nimica. Și cei care locuiesc în afară, Dumnezeu spune că îi va folosi și pentru salvarea fraților lor și pentru lumina care să răsară și să se vadă în mijlocul întunericului, în mijlocul întunericului moral și spiritual. Așa spune Dumnezeu.
Așa spune Dumnezeu. Da, sora Anastasia Andronic, prin Avram a fost dusă lumina. Pe cel care n-a mers să locuiască cu ei și a stat acolo retras, unde era secetă, unde era pustiu, unde era toate aceste lucruri. În timp ce erau lăudate îndemânarea și vitejia sa, nimeni nu putea scăpa de convingerea că o putere divină îl făcuse biruitor. Iar spiritul său nobil și neegoist, atât de străin locuitorul Sodomei, a fost o altă dovadă a superiorității religiei pe care îl onorase prin curajul și credincioșia sa, în Patriarh și Profet, la pagina 157. În mod hotărât, Dumnezeu le încredințează tuturor urmașilor săi datoria de a fi o binecuvântare pentru alții, prin influența și prin mijloacele lor materiale. Și dacă ei caută aceea înțelepciune care vine de la El și care îi face în stare să facă tot ce le stă în putere pentru a înălța gândurile și sentimentele celor care intră în sfera lor de influență, fiecare faptă din viața noastră îi afectează și pe alții, fie în bine, fie în rău. Influența noastră tinde fie în sus, fie în jos, ea este simțită de alții care la rândul lor acționează pe baza ei și într-o măsură mai mare sau mai mică o reproduc. Dacă prin exemplul nostru îi ajutăm pe ceilalți să-și dezvolte principii bune, le dăm putere de a face binele la rândul lor, ei vor exercita aceeași influență benefică asupra altora și în felul acesta sute de mii de mii de oameni vor fi afectați de influența noastră inconștientă. Dacă prin faptele noastre trăim sau provocăm la acțiune puterile răului aflate în cei din jurul nostru, ne facem părtași la păcatul lor și va trebui să dăm socoteală pentru binele pe care am fi putut să-l facem pentru ei și nu l-am făcut, pentru că n-am făcut din Dumnezeu tăria noastră, călăuza și sfătuitorul nostru. Mărturii, volumul 2, la pagina 132-133. Să trecem la ultima parte și vom încheia lecțiunea pe ziua de astăzi. Deja suntem la ora 11 fără 10, deja suntem, timpul este înaintat. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că am putut să studiem și să învățăm lucruri minunate. Zecimea oferită lui Melchisedec. Aici vom trece din nou la o altă categorie a credinței noastre în Dumnezeu și față de Dumnezeu. Fiindcă mulți dintre noi socotim că de multe ori nu este bine să mai dai zecime. Să nu mai dai darul lui Dumnezeu, să nu mai dai nimic, că zecimea nu era în Vechiul, că era în Vechiul Testament, dar nu era în Noul Testament, că să vezi că nu era aia, că nu era cealaltă, că să vezi că nu s-a mai amintit în Noul Testament. Nu se poate, dragii mei. Toate acestea sunt minciuni. Mulți dintre noi spune, păi stai puțin că s-a dat atunci, dar nu s-a dat mai înainte, să nu știu ce. Avram i-a dat lui Melchisedec. Nu, domne, stai că e legea lui Moise. Dar nu e nicio lege a lui Moise. Exact în dimineața aceasta citeam, când spune despre cartea legii lui Moise, adică se referă la cartea legii lui Moise în momentul că Moise a scris în cartea aceea care Dumnezeu îi poruncise. La un moment dat a venit după el Iosua, i-a luat locul lui Moise, că Moise a fost trecut la odihnă, apoi înviat de Dumnezeu și ridicat la ceruri, și spune că Moise a luat Iosua a luat cartea legii și a scris. A citit, apoi a scris făgăduințele lui Dumnezeu și hotărârile lui Dumnezeu, că hotărârile poporului lui Dumnezeu, că poporul Dumnezeu la timpul acela a zis așa: când Iosua a venit înaintea lor, uite, Dumnezeu a împlinit toate făgăduințele, a spălat rușinea și ocarea deasupra voastră de când v-a scos din Egipt, v-a dat țara în stăpânire, dacă veți asculta de Dumnezeu așa și așa mai departe, dacă nu, Dumnezeu, astăzi noi făgăduim și promitem și hotărâm că noi vom asculta de Dumnezeu. Iosua spune, uite, ia o piatră, să fie martor între voi și Dumnezeu. Ea este martor că ea a auzit piatra aceasta, tot ceea ce ați făgăduit și ați promis și ați jurat înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu veți asculta, va fi vai de voi. Și spune că Iosua a luat cartea legii și a scris acolo în ea. Înțelegeți dumneavoastră? Nu că era Moise și nu știu ce, că s-a desfințat. Cartea aceea tot scria unea, citea unea, dar Avram era înainte de Moise. Și spune că Dumnezeu a avut întotdeauna martori săi pe pământ. Într-o vreme Melchisedec l-a reprezentat pe Domnul Iisus în persoană pentru a descoperi adevărul cerului și a perpetua legea lui Dumnezeu. Domnul Hristos a fost acela care a vorbit prin Melchisedec, preotul Dumnezeului cel prea înalt. Melchisedec nu era Domnul Hristos, dar era glasul lui Dumnezeu în lume, reprezentantul Tatălui. De-a lungul timpului,
nu știu, aici mi se pare ceva aiurea și ciudat. Domnul Hristos a fost acela care a vorbit prin Melchisedec, preotul Dumnezeului cel preanalt. Melchisedec nu era Hristos, Domnul Hristos, dar era glasul lui Dumnezeu în lume, reprezentantul Tatălui. De-a lungul timpului, pentru generația din trecut, Domnul Hristos a fost cel care a vorbit. Da. Și spune că Domnul Hristos și-a condus poporul și a fost lumina lumii. Când l-a ales pe Avram ca reprezentant al său, Dumnezeu l-a scos din țara lui, dintre rudele lui și l-a pus deoparte. El dorea să-l onoreze după chipul său, dorea să-l învețe potrivit cu planul său. Maria Bere, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Aici spune Ileana Stetca, pacea Domnului, prin zecime suntem încercați, cât de coreți suntem. Nu neapărat, sora Ileana, că suntem, cât de corect suntem. Și cât de credincioși suntem noi față de Dumnezeu. Noi spunem că avem credință față de Dumnezeu, dar la bani, indiferent, am văzut foarte mulți oameni credincioși. Credincioși, credincioși. Dom'le, când a fost problema de bani, să plătească că i s-a muncit sau a făcut anumite lucruri, i s-a tăiat tot elanul de viață, zâmbetul, bucuria, fericirea, toate au dispărut, parcă i-ai cerut amândoi rinichii și nu mai avea cu ce să mai trăiască pe pământul acesta. Toate lucrurile vin de la Dumnezeu, Dumnezeu zice că este partea Lui. Știți ce se întâmplă de multe ori? Se întâmplă de multe ori că noi oamenii, cu partea noastră nu prea avem mare lucru. Îi cheltuim cum vrem, face ce vrem cu el. Dacă cineva îți dă niște bani să-i păstrezi sau împrumut, să te ferească Dumnezeu la momentul acela să-i mai dai înapoi, să se rupe inima. Dom'le, te taie în două. Nu contează că tu cheltui banii aiurea sau faci ceva, dar partea celuilalt și datoria când îți o dai, parcă nu mai ai viață de trăit, nu mai ai nimic în tine și ți-e rău, îți vine și acolo ești încercat înaintea lui Dumnezeu că tu reții partea lui Dumnezeu. Zecimea nu e partea ta ca să dai dovadă că ești corect. Nu! Și cât ești tu de dispus celui care ți-a dat să-i întorci înapoi ceea ce își cere. Este un lucru foarte greu să faci lucrul acesta. Foarte greu. Și spune așa că în sistemul de administrație al evreilor, o zecime din toate veniturile lor era rânduită pentru susținerea serviciului divin. Dar rânduiala zecimii nu a început cu evrei. Din cele mai vei timpuri, Domnul a cerut zecimea pentru sine, iar cererea aceasta a fost recunoscută și onorată. Avram i-a dat zecimea lui Melchisedec, preotul Dumnezeului celui preanalt. I-a dăruit celui care făcea lucrarea lui Dumnezeu. Asta se spune, zecimea este a preoților, este a pastorilor. Nu! Zecimea este a lui Dumnezeu. Zecimea este a lui Dumnezeu și zecimea trebuie să se dăruiască tuturor acelora care slujesc în slujba lui Dumnezeu. Că de multe ori poți să o dai unui pastor care este nevrednic să mănânce din zecimea lui Dumnezeu. Sunt pastori care mint, sunt pastori care curvesc, sunt pastori care fură, sunt pastori care mint și fac tot felul de lucruri. Sunt pastori care nu lucrează în câmpul lui Dumnezeu și predică baliverne și măgării și prostii și învață apostazie, lucruri idolate, lucrurile babiloniene, lucrurile acestea nu sunt. Eu vă spun că am văzut de multe ori care zecimea lui Dumnezeu care a trebuit folosită în scopurile care trebuie, a fost folosită pentru a cumpăra, s-a investit în acțiuni la fabrici de muniție și armament, care s-au pierdut o grămadă de bani și am stat de vorbă cu oamenii conduceri și așa a fost. S-au investit bani, de exemplu, la jocurile de noroc, la concursurile de cai din Franța, din zecimea lui Dumnezeu, la pariurile sportive, mii de euro care s-au pierdut. Și am întrebat de ce s-au făcut lucrurile acestea. Păi Domnul spune că să punem banii la schimbător ca să aducem venit în casa lui Dumnezeu. Nu e adevărat! Dumnezeu spune, pune la schimbător bănuțul pe care ți l-am dat. Unul a primit 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 10 și așa mai departe. Pune la schimbător, adică valorile tale să le pui. Înțelegeți noastră? Pe care Dumnezeu ți le-a dat să le investești în lucrarea lui Dumnezeu și în via lui Dumnezeu. Dar zecimea spune să fie hrană. Pentru cine? Pentru cei ce slujesc lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că a pus deoparte. Pe cine? A pus deoparte pe leviți. Cine sunt leviții din timpurile acestea?
Cuvântul lui Dumnezeu ne arată destul de clar cine sunt leviții care trebuie să mănânce din zecime. Păstorii. Care păstori? Cei care predică cuvântul lui Dumnezeu, care merg în câmpuri albe, care sunt plantatori de biserici. De biserici trebuie să se ocupe prezbiterii și diaconii. Unul care are dreptul să mănânce din zecima lui Dumnezeu. Dacă păstorii nu predică în câmpurile albe și nu vestesc Evanghelia lui Dumnezeu și nu sunt plantatori de biserici, să nu fie plătiți din zecimea lui Dumnezeu, să nu mănânce din zecimea lui Dumnezeu, să fie restituiți din funcție. Doi la mână. Ce vă voi spune acum, poate unii dintre noi o să vă minunați. Păstorii care mănâncă carne, să nu fie de încredere, să nu fie, cere sfat de la ei, să nu stea în funcții și să nu fie plătiți din zecimea lui Dumnezeu. Am rămas surprins când am citit lucrul acesta. Înțelegeți dumneavoastră. Doi, cei care trebuie să mănânce din zecimea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, dragii mei. Că din zecimea lui Dumnezeu să mănânce lucrătorii misionari, voluntari care lucrează pentru Dumnezeu să mănânce din zecimea lui Dumnezeu. Ei trebuie, care lucrează zi de zi pentru Dumnezeu. Trei, profesorii de religie care reprezintă pe Dumnezeu și învață adevărurile sfinte. 4. Să mănânce din zecimea lui Dumnezeu. Medici misionari voluntari care lucrează pentru Dumnezeu și prezintă adevărata lucrare a lui Dumnezeu. 5. Din zecimea lui Dumnezeu au voie să mănânce și soțiile pastorilor. Pastorii care sunt credincioși și lucrează în câmpuri albe și soțiile lor care lucrează pentru Dumnezeu, care lucrează zi de zi, care ajută pe soții lor în lucrare să li se dea salariul la fel ca și soților lor. Înțelegeți dumneavoastră? Deci lucrul acesta ar trebui să-l avem noi astăzi. Maria Farca spune, ceea ce dăm sub formă de zecime este o parte, doar o parte din ceea ce Dumnezeu îți dă și îți dă putere să muncim, să avem un loc de muncă sau să ne bucurăm din pensie. Amin. Amin, dragii mei. Deci aceștia trebuie să mănânce din zecimea lui Dumnezeu. Dacă un păstor nu-și face datoria, poți să o dai unuia care lucrează, dar să cercetezi dacă lucrează pentru Dumnezeu, neîncetat, zi de zi. Poți să-i faci un salariu, să se strângă mai mulți frați împreună și din zecimea lui Dumnezeu să-l plătească să lucreze ca lucrarea lui Dumnezeu să nu înceteze. Cineva spunea, dar dacă toți am dat așa, ce s-ar face cu instituția și cu bisericile? Poate cei care sunt acolo la instituții s-ar da jos și ar mai da din burțile lor și din grăsimea care după ei și după cefelele acelea groase și ar mai lucra și ei pentru Dumnezeu ca să mănânce din zecimea lui Dumnezeu. Nu să stai să predici o oră pe săptămână și să faci ce să faci și doar să mănânci și să nu faci mâncare. Așa spune Dumnezeu. Dacă așa spune Dumnezeu, eu nu pot să vorbesc. Că nu le conveni, că ori veni împotriva mea. E treaba lor, dar așa spune Dumnezeu. Mai departe. Spune că din cele mai vechi timpuri Domnul a cerut zecimea pentru sine, iar cererea aceasta a fost recunoscută și onorată. Avram i-a dat zecimea lui Melchisedec, preotul Dumnezeului celui prea înalt. Când călător și fugar se afla la Betel, Iacov i-a făgăduit Domnului, îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Când izraeliții erau pe punctul de a se constitui ca națiune, li s-a reamintit legea zecimii ca o rânduială poruncită de Dumnezeu și de ascultarea de această poruncă deplină. Depindea bunăstarea lor. Sistemul zecimii și darul a fost dat pentru a întipări în mintea oamenilor marele adevăr că Dumnezeu este izvorul tuturor binecuvântărilor pentru ființele pe care le-a creat și că lui se cuvine recunoștința oamenilor pentru darurile bune ale providenței sale. Patriarhi și profeți la pagina 525. Deci pentru ce a fost lăsată zecimea și darurile? Hai să vă mai citesc o dată. Sistemul zecimii și a darurilor a fost pentru a întipări în mintea oamenilor marele adevăr că Dumnezeu este izvorul tuturor binecuvântărilor. Pentru a implementa. Cine?
Cei care mănâncă din zecimea lui Dumnezeu trebuie să implementeze în mintea oamenilor că Dumnezeu este, că Dumnezeu dă, că de El depinde toate aceste lucruri. Ca oamenii să creadă în Dumnezeu și să aibă o credință dependentă de Dumnezeu și nu de lucrurile lumii. Dacă un predicator nu face lucrul acesta, el nu are dreptul să mențină această funcție și nu are dreptul să mănânce din zecimea lui Dumnezeu. Sistemul zecimii și darului a fost dat pentru a întipări în mintea oamenilor marele adevăr. Banii sunt o binecuvântare atunci când aceia care se folosesc de ei se consideră ispravnici ai Domnului. Când înțeleg că ei mânuiesc capitolul Domnului și că vor trebui să dea socoteală într-o zi de ispravnicia lor. Banii sunt o binecuvântare când se folosesc de ei. Și sunt considerați, auziți și dumneavoastră, când sunt considerați ispravnici ai Domnului. Nu trebuie la oricine să meargă, oricum. Că poți să-i duci la biserică și să nu fie ispravnicii lui Dumnezeu și să-și bată joc. Evidențele tale contabile arată că ai fost credincios față de Domnul. Ești sărac? Atunci dă din puținul tău. Ai fost binecuvântat cu abundență? Atunci ai grijă să pui deoparte ceea ce Domnul consideră că este proprietatea sa. Neglijența de a da mărturie despre Hristos Domnul nostru prin faptul în care folosești banii va face să fii lipsit de marele privilegiu de a-ți avea numele scris în cartea vieții mielului. Tatăl nostru Ceresc ne învață ce înseamnă mila și dăruirea prin exemplul său. Dumnezeu ne dăruiește în mod regulat, fără plată și cu îmbelșugare. Fiecare binecuvântare pământească vine din mâna sa. Ce s-ar întâmpla dacă Domnul ar înceta să își reverse darul asupra noastră? Ce strigare de disperare, de durere și de strâmtorare s-ar ridica de pe pământ? Noi avem nevoie în fiecare zi de șuvoiul continuu al iubirii și bunătății lui Dumnezeu. Dragul meu ascultător, zecimea este darul lui Dumnezeu. Dar poți să dai de multe ori zecime fără să asculți glasul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă în această dimineață, pe mine și pe tine și pe fiecare dintre noi, să ieșim din mijlocul Babilonului, să ieșim din orașe, să ieșim din apropierea orașelor, să ne retragem, să ne pregătim pentru o vreme în care vom fi folosiți în lucrarea lui Dumnezeu, un sprijin și un ajutor pentru frații care încă n-au înțeles mesajul. Domnul să ne ajute să înțelegem, să ne pocăim, să ne schimbăm, că pierdem timpul degeaba. Timpul trece, vremea trece și inima noastră rămâne tot rece. Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute să înțelegem că tot ceea ce facem să fie spre slava lui Dumnezeu. Voi anunța din nou toți aceia care doresc să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Pe Messenger, Liviu Bondoc, mă puteți găsi. Pe numerele de telefon care le-am afișat mai devreme le voi pune din nou înaintea dumneavoastră. Ca să putem să transmitem cuvântul lui Dumnezeu, aveți aici numărul meu de telefon, ca să putem să tipărim din nou cărți. Avem nevoie de mare lucrare înaintea lui Dumnezeu pentru a face ceea ce este bine în lucrarea lui Dumnezeu. Haideți, dragii mei, să ne întoarcem la Dumnezeu, să facem tot ceea ce este bine cât încă se mai poate. Domnul ne cheamă astăzi. Lucrarea lui Dumnezeu suferă foarte mult. Duce lipsă. Noi trebuie să tipărim și să putem să ducem mai departe solia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim o lumină pentru cei din jurul nostru. Dumnezeu ne-a chemat să dăm vestea că El vine în curând. Va fi o judecată. O judecată în care Dumnezeu va judeca. De la oaie la oaie și de la capră la capră. Dumnezeu va separa oile de capre. Dumnezeu va separa pe cei credincioși de cei răi care n-au vrut să asculte de Dumnezeu. Va fi o judecată pe pământul acesta. Pământul acesta este păstrat pentru focul care Dumnezeu și pentru ziua mâniei lui Dumnezeu care se va revărsa pe pământul acesta. Dumnezeu în curând va încheia. Strâmtorare va veni mare pe pământ. Dumnezeu ne dă libertate de alegere, de o judecată și o cercetare a minții noastre, a inimii noastre, a conștiinței noastre, o revizuire a vieții noastre și tot ceea ce facem.
Toți aceia care vor să participe la lucrarea Dumnezeu, vreau să anunț în această dimineață că nu mai locuiesc acolo unde am locuit. Cei care vor să se implice în lucrarea Dumnezeu mă pot suna, mă pot găsi, le pot da noua locație, noua adresă unde putem să tipărim din nou cărți. Domnul să fie cu noi cu toți, dragii mei. V-am spus, în plan avem să tipărim Biblii. Dacă prețul va rămâne la 10 lei sau va urca puțin el mai mult și nu va depăși mult, le vom face. Dacă nu, vă voi anunța și vom trece din nou la tipărirea cărții Tragedia Veacurilor, care este o carte foarte bună, și chiar la Calea către Hristos, că este o carte foarte bună, ca să putem să avansăm lucrarea lui Dumnezeu cât mai repede posibil. Aici ne vom opri. Vă doresc tuturor un sabat binecuvântat. Rămâneți în odihna lui Dumnezeu, nu numai în odihna de sabat, fie că mâncați, fie că priviți, fie că beți, fie că vă îmbrăcați, fie că ascultați, fie că faceți orice lucru, să fie spre slava lui Dumnezeu. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie viu în viața voastră, în inima voastră și în tot ceea ce faceți. Lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze neîncetat. Vă doresc poftă bună, nu poftă mare, mâncați cumpătat, nu amestecați mâncărurile între ele. Faceți-L ca Dumnezeu să fie cinstit și binecuvântat și prin lucrul acesta. Domnul să fie cu noi cu toți până când ne vom întâlni din nou împreună. La revedere, dragii mei! Un sabat binecuvântat!